domnule primar, domnule viceprimar, domnilor consilieri. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunii Parava, Bacău, din 22.12.2017. Dăm citire la proiectul de hotărâre. Consiliul Local al Comunii Parava, Bacău, este convocat în ședința ordinară pentru data de 22.12.2017, ora 10, la sediul primării Comunii Parava, cu următoarele ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunii Parava domnului Tilibașa Marcel, inițiator Costel Dediu, primarul Comunii Parava. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Comunii Parava, județul Bacău, inițiator Costel Dediu, primarul Comunii Parava. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Inițiator, Costel Dediu, primarul Comunii Parava. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Parava, județul Bacău. Inițiator, Costel Dediu, primarul Comunii Parava. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Popa Costin, inițiator Costel Dediu, primarul Comunii Parava. Punctul 6 diverse și mai avem suplimentar la ordinea de zi. Punctul 7, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție a Comunii Parava, județului Bacău. Punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza Comunii Parava, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Domnule primar, supunem la vot proces verbal, trecem la proiectul numărul 1. Ordinea de zi. Domnule primar, cine este de acord? Deci, unul e de primar. Domnule primar, aveți cuvântul la primul proiect? În primul rând, dar vreau să supun la vot și proiectul și procesul de vadă la ședința anterioară. Cine este pentru? Toată lumea? Dăm cuvântul doamnă primar. Mulțumesc frumos. Exprimând de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tilibașa Marcel. Domnilor consilieri, prin încetarea mandatului de consilier a domnului Dobrea Adrian, mandatul de consilier local din partea Partidului Mișcare Populară a rămas vacant. Organizația județeană Bacău a Partidului Mișcare Populară, prin adresa numărul 28 din 17.11.2017, ne comunică că domnul Tilibașa Marcel este propus pentru a fi validat în funcție de consilier local. Studiind lista de consilieri supleanți ai Partidului Mișcare Populară, s-a constatat că următorul candidat pe listele la alegerile din iunie 2016 este domnul Tilibașa Marcel. În conformitate cu vederea articolului 31 aliatul 3 din legea 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare a constatat că au fost respectate dispozițiile legale, PAP, pentru care am inițiat un proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tilibașa Marcel, pe care îl supun Consiliul Local spre dezbatere și aprobare. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tilibașa Marcel, primarul Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunii Parava, registrată sub numărul 6650 din 12.12.2017, raportul întocmit de către Comisia de Validare numărul 6890 din 21.12.2017, referatul primarului și a secretarului, registrat sub numărul 6649 din 12.12.2017 și avizul Comisiei de Specialitate, prevederea hotărârii Consiliului Local Parava numărul 31 din 29.07.2016, privind aprobarea regulamentului de funcționare a Consiliului Local Parava, adresa organizației județene Bacău a Partidului Mișcarea Populară numărul 28 din 17.11.2017, înregistrată la Comuna Parava sub numărul 6573 din 11.12.2017, prin care ni se comunică că domnul Tilibașa Marcel este propus pentru validare prin candidat pe lista de consilier la legea din 2016. În temeiul privind articolul 31 aliatul 3, articolul 45, articolul 47, articolul 115 aliatul 1, litera B și ale articolului 117 litera A din legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, hotărăște
Articolul 1. Validează mandatul de consilier al domnului Tilibașa Marcel, ales la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista Partidului Mișcarea Populară, ca urmare a demisiei domnului Dobre Adrian din funcție de consilier local. Articolul 2. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile legii 54/2004, cu modificări și completări ulterioare. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică instituției referitorului județului Bacău, domnului Tilibașa Marcel, organizației județene Bacău a Partidului Mișcarea Populară și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Da, întrebări dacă sunt. Nu sunt, pentru că știți, știm cu toții când domnul Dobre și-a dat demisia, după care organizația județeană a Partidului Mișcarea Populară și-a făcut treaba, ne-a trimis omul loc. Omul lor? Un loc. Un loc. Un loc. Domnul Adrian. Știu ce zic. Supunem la votare? Îl supun. Cine este pentru? Mulțumesc. Sunt abțineri? Ați votat în unanimitate? Da, acum am să-l rugăm pe domnul consilier să iasă în față, să depună jurământul public. Cu tot e proaspăt aici la noi. Așa. Se vede și bine. Hai să mică un pic. Vă dau o cameră. Nu să vedeți. Ce doar să jură. Cartea de pe fătăi? Fie Biblie? Da. Dacă sunt de altă religie, nu e o problemă. Nu, cu formula religioasă, dar fără să pun mâna pe Biblie. Deci, nu mă simt vrednic. Ce se pare că e prea mult pentru asta, da? Fie la oase mai neînfrednic și-au pus mâna. Cu fața la cameră, da? Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele cetățenilor Comunei Parava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2017 al Comunei Parava, județul Bacău. Da. Dispune de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2017 al Comunei Parava, județul Bacău. Domnul consilier, având în vedere adresa numărul 21.844 din 18.12.2017, emisă de Consiliul Județean Bacău, adresele numărul 2966 din 7.12.2017 și 3090 din 20.12.2017 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, precum și rapoartele compartimentului de specialitate numărul 6.774 din 15.12.2017, 6.816 din 18.12.2017 și 6.875 din 21.12.2017, în vederea încadrării în prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017, precum și a legii finanțelor publice locale numărul 273 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 27,19.000 lei, din care sume de, din conte defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, se suplimentează cu suma de 20.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 110206, se diminuează cu suma de 2.000 lei. Sume alocate din conte defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, se suplimentează cu suma de 7.19.000 lei. Băsărminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, capitolul 370203, se diminuează cu suma de 7.19.000 lei. Băsărminte din secțiunea funcționare, capitolul 370204, se suplimentează cu suma de 7.19.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, capitolul 110202, cu suma de 2.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează cu suma de 27,19.000 lei, din care capitolul 51.02.20 administrație
Cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de 18.000 lei. Capitolul 84.02.71, drumul și porturi și poduri, cheltuieli de capital se suplimentează cu suma de 7.19.000 lei pentru cofinanțarea proiectului modernizare drum comunal DC109A, DC109B și drumul local în la Paraba, județul Bacău. Capitolul 65.02.10, învățământ, cheltuieli salariale, se suplimentează cu suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile și hotărârile judecătorești în unitățile de învățământ. Față de aceasta, anunțat un proiect de hotărâre pe care îl supun Consiliul Local spre dezbatere și adoptare în forma prezentată. Mulțumim, domnul primar. Cine se scrie? Nu-i gata. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Paraba, județul Bacău. Primarul Comunei Paraba, județul Bacău, văzând expunerea de motive a primarului Comunei Paraba, adresată sub numărul de 6780 din 15-12-2017, rapoartele compartimentului de specialitate numărul 6774 din 15-12-2017, numărul 6816 din 18-12-2017, și numărul 6875 din 21-12-2017, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Paraba, având în vedere prevederile articolului 19 anul 2 din legea numărul 273-2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și în temeiul dispozițiilor articolul 36 alineatul 4 litera A, articolul 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și ale articolului 117 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 la partea de venituri prin suplimentare cu suma de 27.19.000 lei după cum urmează. Sume în cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, se suplimentează cu suma de 20.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 110206, se diminuează cu suma de 2.000 lei. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, se suplimentează cu suma de 7.19.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, capitolul 370203, se diminuează cu suma de 7.19.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, capitolul 370204, se suplimentează cu suma 7.19.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate, capitolul 110202, cu suma de 2.000 lei. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 la partea de cheltuieli prin suplimentare cu suma 27.19.000 lei, după cum urmează. Capitolul 51.02.20, administrație, cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de 18.000 lei. Capitolul 84.02.71, drumuri și poduri, cheltuieli de capital se suplimentează cu suma de 7.19.000 lei pentru cofinanțarea proiectului modernizare drum comunal DC109A, DC109B și drum local Comuna Paraba, județul Bacău. Capitolul 65.02.10, învățământ, cheltuieli salariale se suplimentează cu suma de 2.000 lei. Articolul 3. Se aprobă lista de investiții conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi înaintată instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Paraba și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Am primit niște bani pe ultima săptămână de la Consiliul Județean. N-aveam efectiv nici timpul să-i cheltuim, nici proceduri de achiziție nu le-a dea voi și atunci am vorbit cu domnișoara contabilă să îi împrăști pe buget, unii crezi că o să fie necesar să poată să rămână în excedentul anului viitor. Dacă mai aveți nevoie de explicații, putem eu domnișoara contabilă. Și mi-am împrășteri pentru tradiție. Omului undeva de vreo 15 ani de zile, nu mai avem microfonul. Scrieți-vă la... Să-i cheltuim pe tradiții, deci... Ca să-i cheltuim pe tradiții, trebuia să avem un program de tradiții, cum avem ziua comunii, da? Că avem acel proiect, dacă putem spune așa, cu întrebarea tradiției și obiceiilor. Deci trebuia să avem o echipă de dansatori sau o echipă de... La arvă de garzer. Zile vom repara. Motiv? Chiar nu știu cine a fost cu ideea așa. Hai să luăm la zile. Păi, acea componentă de pe proiectul integrat ne-a adus 5 puncte. Alea 5 puncte au fost esențiale în obținerea finanțării. Pe măsura 3.2.2. Deci, fără acel
acea componentă, conservarea tradițiilor și oficiilor locale, noi nu puteam să facem canalizare, drumuri alimentare cu apă. Deci satul Teiuș nu era alimentat cu apă și nici canalizat, dacă nu era acea zi acum. Proiectul în sine. Cine se scrie la cuvânt pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli? Dacă sunt înscrie la cuvânt. Da, eu am explicat că am primit atunci de... Ai primit o sumă de bani, așa, fiind la sfârșit de an, ca să nu pierdem banii, da. Să rămână în excedent. Să rămână în excedentul de la... Da. Care ulterior îi înduce noi... Deci nu vor fi cheltuiți, acum n-ai cum. Nu se dă pe nici procese de aniții, nici nu știm. Deci și vedem... Din excedent, spargem excedentul ăla... Care sumă care îți prinde pe... A spus una. 27,19 lei. Da. Da, deci da, pentru echilibrare, am dus la școală că avem problema cu hotărâșul de hotărăște ale școlii. Da. Care trebuie să le asigurăm. Vin cu directivă, trebuie să le asigurăm salarizarea. Ce spus? Deci achiziții nu s-ar putea face, nu? Spre ce? Cu cheltuieli materiale, pentru pompă. Nu. Dar nu ai când. Dar pompă cum nu ai când? Bombă? Da. Dar am înțeles că ai defect, că nu merge, a fost dus la reparat, că... Nu, mai avem pompă în puța mea care funcționează. Preconizăm o pompă. Dar vedem la am, oricum, de asta. Vine la am, nu avem timp nici după ce vreau de achiziții. În afară de asta, nu mai lucrează trezoreria? Cu plăți. De astăzi. 27, 28, 29. Da, de fapt nu mai. N-ai câți, mă zic. 6 pompe în fiecare an, știți? Bună, dacă i-avem bani acolo, dar nu sunt pierduți. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dacă sunt abțin de ceva, nimic. Am eu o întrebare care tot așa. Okay. Lista aia de investiții, parcă o aveți, nu? Okay. Și care este lista? De aceeași listă, numai că s-o spune, mi-a dat valoarea la drum. De asta nici nu mi-a dat citit. Nu e o investiție nouă trecută în listă. E vorba de drumul Teiuș, drumul Drăgușan și drumul Bisericii Teiuș. Deci nu e o investiție nouă ca să urmează lista. E doar la valoare. Da, vă dau și o studiați? No, asta trebuia să o dea înainte, nu? Ați am, că lista de investiții poate atunci când facem bugetul local. Ai avut-o și la buget. La bugetul local, lista de investiții. La începutul anului, face lista de investiții. Acum ați o problemă, probabil. Da, dacă sunt de vreo. Mulțumim. Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea executării din Asociația de Devotare Intercomunitară pentru stabilizare Bacău a orașului Dărmănești. Domnul primar, acest punct. Da. Dispune de motive pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizare Bacău a orașului Dărmănești. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea adresei Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2547 din 29-11-2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a orașului Dărmănești. Prin documentul mai sus precizat se arată că acest demers este motivat de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Dărmănești a hotărârii numărul 69 din 2015 și a hotărârii 30 din 2016, prin care autoritatea deliberativă a aprobat alte taxe sau tarife pentru gestionarea serviciilor de salubrizare la nivelul acestei unități administrative teritoriale, decât cele prevăzute în planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor anexa numărul 1.4 la contractul de finanțare. Se mai precizează că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor a fost aprobat de către toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău, inclusiv de orașul Dărmănești, prin hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 2010. Totodată, prin aprobarea hotărârii numărul 15 din 2017, sunt încălcate prevederile articolului 13 alineatul 1
punctul 9 și 10 ale articolului 18 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 6/5/2015, cu modificările și completările ulterioare. Tariful stabilit în quantum de 266,40 lei per tonă. Prin aceasta ne respectăm prevederea anexei numărul 6 din contractul de delegare, care prevede un tarif de 317,73 lei pe tonă. De asemenea, se arată că în ciuda eforturilor depuse atât de reprezentanții Consiliului Județean, cât și ai reprezentanților ADIS, această situație nu a putut fi rezolvată, lucru care a generat o serie de consecințe economice cu efect asupra echilibrului economic-financiar al contractului de delegare. Urmările acestei stări, de fapt, au repercusiuni majore asupra tuturor cetățenilor județului Bacău, operatorul modificând delegatarul cu privire la rezilierea contractului. În considerarea celor expuse, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este excluderea din Asociația Orașului Dărmănești și pe cale de consecință modificarea contractului de delegare atât cel existent cât și cel viitor în acest sens. Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevede la alineatul 6 litera, punctul 14, ale articolului 36, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz. Iar în conformitate cu alineatul 7 litera C ale acelor articol, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune. Proiectul de hotărâre privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Orașului Dărmănești. Primarul Comunei Palava, Județul Bacău, având în vedere prevederile directivei Consiliului European numărul 19.999 din per 31 per Comunitatea Europeană privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională a Guvernului numărul 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor și ale legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, ale articolului 12, alineatul 4 și 5, ale articolului 16, alineatul 2, litera H și J, ale articolului 20, alineatul 3 și ale articolului 21, alineatul 1, din anexa numărul 2, la hotărârea Guvernului numărul 155 din 2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate, servicii de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 12, alineatul 4 și 5, ale articolului 16, alineatul 2, litera H și J, ale articolului 20 și ale articolului 21, alineatul 1, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolului 13, alineatul 1.9 și 10, ale articolului 18 din contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2357 din 06/05/2015, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2547 din 29/11/2017, văzând expunerea de motive a primarului Comunii Palava, numărul 6588 din 11/12/2017, raportul 6587 din 11/12/2017 a viceprimarului Comunii Palava, precum și rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Comunii Palava, în temeiul prevederilor articolului 36, alineatul 6, litera A, punctul 14, alineatul 7, litera C, precum și ale articolului 45, alineatul 2, litera F, din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Articolul 2. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației exclus. Articolul 3. Se aprobă modificarea actului constitutiv
și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, corespunzător prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se împotrivește domnul David Costel, având calitate de reprezentant al Comunei Parava în adunare generală Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate prevederea articolului 1, articolul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Articolul 5. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru ca... pentru ca în numele și pentru județul Bacău să semneze actele adiționale privind modificarea statutului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliul Județean Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Dar după cum am mai spus, orașul Dărmănești, pe lângă orașul municipiului Mâinești, ei au încercat cândva, pentru un program fare, parcă, să-și facă un serviciu de salubrizare. Ei îl au. E funcțional cumva, numai că nu prea au unii depozitat. Platformele astea de transfer fiind ale ADIS Bacău. Nu vor să conformeze standardelor care cere ADIS-ul, prețurilor. După mai mult dialog cu ei, la mai multe ședințe, nu s-au ajuns la înțelegere și au rămas destul de lor din asociație. Ce ori face cu deșeurile, nu știu, fi treaba lui acolo. Da, știți că au zis ceva interesant. Am trimis Dărmăneștiul adresa acum, ieri a venit. Exact ce pățim și noi aici. Deci nu se mai plătește pe tonă, plătești prin populație. Și tot dai acolo bani, da. Și e asta vor. Să plătească pe tonă, că plătești iarna și vară. Așa că generez, au și dreptate. Ei au o altă problemă mare acolo. Tariful de urban l-ați văzut. Era 9 lei și nu știu cât de persoană pe lună. Dar ei se consideră zonul urban. Fiind oraș, se încasează la nivel urban. Dar, de fapt, colectarea se face la fel de rural ca și la mine. Și asta nu vor ei să înțeleagă. Și au și de toate lor, cum spunea și domnul Liniță, că bine, adică se face colectare de rural și se taxează de urban. Da? E problema lor. Două comunicare pe care domnul primar. Noi suntem în asociație, în ADIS, dar vedeți, ei totuși nu-și respectă și societatea de salubrizare care avem în interiorul comunii. Că noi am putea și noi să facem, deci să avem, să aducă peturi pentru sticlă, peturi pentru box palet, nu? Sau nu box palet și eu cum e asta. Tomerane. Tomerane, da. Pentru colectarea selectivă a gunoaielor. Deci noi spunem că trebuie să le colectăm selectiv, să plătim în funcție de populație, dar și ei să respecte contractul pe care ar trebui să-l avem. Noi, dacă țineți minte, am semnat un contract cu cei de la Romprez, nu? Nu. Noi nu am semnat niciun contract cu Romprezul. Contractul cu Romprezul este semnat de către ADIS Bacău. ADIS Bacău, da. Dar și noi fiind membri în ADIS nu avem... Deocamdată nu ne ia reciclabilul, pentru că nu s-a finalizat licitația de gestionare a celor platforme de transfer. Deci, în momentul în care se definitivează... Da, ne-am stabilit prețul în ședința Consiliului Local pe tonă sau pe... Tonă de greșeală. Nu? Da. Asta așa. Stabilit, da. Păi, și atunci cum este? Pe reciclabil, pe toată cantitatea, pe populație sau pe tonă? Pe populație. Populație. Și atunci putem să dăm orice cantitate vrem noi, adică să aruncăm și pietroaie și știu eu ce mai punem acolo la tomberani. Odată cu deschiderea celulele 2 și acestor depozite, mașinile nu vor mai fi primite, pentru că celula 1 la ora actuală o gestionează primăria municipiului Bacău. Da. Iar celelalte depozite din județ care vor fi funcționale, nu știm exact când, vor fi gestionate de către operatori, nu știm, care le citează. Și atunci operatorul ăla nu mai este unul și același. Deci Rombestul face doar colectare și transport.
Și gestiunea o face o altă societate care va câștiga licitația pentru acea platformă. Platforma va fi la Găiceana, am înțeles. Da, platforma va fi la Găiceana. Deșeurile noastre nu vor fi duse la Găiceana. După demersurile făcute de către mine la conducerea ADIS, s-a stabilit ca și parava să meargă la Bacău, să nu mai treacă dealul pentru platforma de Găiceana. Asta e costul mai mare? Implica costul mai mare, sigur. Și încă o întrebare, domnul primar. Cu elevii de la școală plătim pe cap de elev, pe cap și în anii trecuți, sau plătim... Ce v-am povestit și în ședințele anterioare, agenții economici și instituțiile publice nu vor mai plăti salubrizarea la noi. Vor fi contracte separate. Au fost într-o zi niște reprezentanți de la Longrest la mine, le-am dat o listă cu agenții economici, lista cu instituțiile publice. Din ce știu, am mers prin sat, au făcut, că chiar mă suna un agent economic și mă zic, domnul primar, dar au venit niște oameni la mine să fac contract cu ei, dar nu mai plătesc cu noi la primărie. Nu, nu mai plătesc cu noi la primărie, plătesc direct la ei. Care va fi într-o altă zi de colectare, nu va fi în aceeași zi. Aceea zi. Cu cetățenii carnici. Și înainte, mi se părea absurd, adică școala să plătești nu știu ce sume exorbitante, vara sunt 3 luni vacanță și tu plătești pe perioada vacanței, plătești cu noi. Deci 4 luni, 4 ore că stau la școală, știu niciodată. Da. Referitor la această problemă, am și eu chestia că un cetățean din sat, de care are casă, lucrurile, deci nu locuiește în sat, locuiește în Abacău, plătește, este normal să plătească gunoi menajer. Deci nu stăm pur și simplu decât doar o zi când vin de sărbători. Pe contractul vechi, noi am mers după o legislație, o vedere de guvern, cadrul care reglementa că se plătește pe gospodărie, da? Iar noi atunci, la un caz asemănător, luam doar în considerare un singur cetățean la gospodăria respectivă. Așa, deci acolo nu locuiește nimeni. Este cazul despre, vorbesc doamna Rodica Zaharia. Deci locuiește în Bacău, acolo vine numai în vacanță, odată la 3 luni, da? Și atunci generează cu nu generează că șelea la Bacău. Nu generează nimic, chiar nu nimic. Dacă vine, deci vine cu ceva pregătit de la oraș, deci nu face nimic la țară. La aeropatul Sarcă. Chiar nu generează, n-am. Poate că ea plătește la Bacău, acolo. Acum procedura din casa s-a schimbat, s-a schimbat acea hotărâre de guvern. E pe număr de locuitori, da? Noi am dat numărul de locuitori, cândva numărul locuitorilor recenzați la recensământul din 2011. La ADIS am dat un număr mai mic de locuitori pentru care trebuie să dau explicații și vă mai da. Pentru că am luat în revistă așa satele de la un capăt la altul și cum ar fi acum cazul acestei doamne Rodica, va fi expusă. Pentru că ea nu este locuitor al comunii Parava și clar nu este recenzată la Parava. Și noi am luat casa aia goală sau casa aia goală. Sunt oamenii decedați, sunt oamenii plecați în străinătate. Tot încerc explicații, eu tot încerc să le dau, spune că totuși diferența e mare, de la 2500 la 1700 cât am devenit de la ADIS. Și atunci trebuie să plătești pentru decedați, dacă nu sunt? Păi nu, cum să plătești pentru decedați. Deci am zis persoane recenzate. Dacă nu recenzate, nu numărul, atunci... În viață. Respingem, nu mai facem contract. Cum este cazul lui doamna? Dacă se consideră nedreptățită și impusă la taxe și impozite. Deci vine frumos cu copii după buletin, că ea plătește la Bacău, care are domiciliu acolo. Face o cerere la taxe și impozite și este scoasă de acolo. Deci nu e mare lucru, nu trebuie să... Singură trebuie să-și facă. Dacă mai sunt discuții la proiectul acesta... Punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Să abțineți eu, domnul Tiribașa. Nu știu dacă am drept, doar... Ai drept, domnul Tiribașa. Am jurat, dar s-a validat, s-a dus la vot. A, ok, e pentru. Am vrut să întreb și așteptam o pauză. Dată ce ai spus jur, o credință. Da, sunt mai multe... Bună este jurământul și restul. Vă închipiri la punctul 4, și anume proiect de hotărâri privind aprobarea statutului Comunii Parava, județul Bacău, inițiator consiliul de primarul Comunii Parava.
Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Dispune de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Farau. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate numărul 6521 din 7-12-2017 privind necesitatea modificării, completării și aprobării prin hotărâre de Consiliul Local al Comunii Farau, prin ordonanța Guvernului numărul 53 din 2002 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin legea numărul 96 din 2003, se stabilește statutul cadru al unităților administrative teritoriale. Unitățile cărora li se aplică acest statut sunt comunele, orașele, municipiile și județele. Conform articolului 20 din OD 53 din 2002, fiecare UAT își aprobă propriul statut. Ca urmare a recomandării primite de la Instituția Prefectului Județul Bacău, în urma controlului de fond, este oportun completarea și aprobarea prin hotărârea Consiliului Local a statutului Comunii Palava. La elaborarea proiectului de hotărâre s-a ținut cont de legislația în vigoare, respectiv legea 215/2001 privind administrația publică locală și completările ulterioare, OD numărul 53 din 2002, statutul cadru al UAT-urilor. De asemenea, s-au folosit în fundamentarea proiectului de hotărâre al Consiliului Local Palava planul urbanistic general. Proiectul de hotărâre a fost structurat ținând cont de modelul statutului cadru din OD numărul 53/2002 cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobarea proiectului de hotărâre, solicitând Consiliul Local adoptarea acesteia. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Palava, județul Bacău. Primarul Comunii Palava, județul Bacău, având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 6521 din 7-12-2017. Expunerea de motive a primarului Comunii Palava, județul Bacău, numărul 6522 din 7-12-2017. Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Palava, județul Bacău. În temeiul dispozițiilor OD numărul 53 din 2002 privind statutul cadrul unităților administrative teritoriale cu modificările și completările ulterioare și articolul 36 alineatul 3 litera, articolul 45 alineatul 1, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și articolul 117 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare hotărăște. Articolul 1. Se aprobă statutul Comunei Palava, județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde primarul Comunei Palava, iar de comunicare și publicare răspunde secretarul Comunei Palava. Articolul 3. Prezenta hotărâri se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunei Palava și va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Comunei Palava. Dau citirii, l-ați văzut, l-ați avut pe la comisie? Adică vreo 39 de pagini, dacă e... trebuie să... Păi dacă l-ați văzut și l-ați studiat, întrebări dacă aveți. Vă spuneam și în ședința anterioară, în urma controlului de fond de instituții prefectului, ne-au cerut ca până la sfârșitul anului să avem... să fim aprobat. Scrie la cuvântul de frumos. Și anume proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popa Costică. Domnule primar, aveți cum? Dispune de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Popa Costică. Domnul consilier, calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului următoarele cazuri. A. Demisie. B. Incompatibilitate. C. Schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativă teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. D. Lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului, cu excepția cazului prevăzute de lege. E. Condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privată de libertate. G. Punerea sub interdicție judecătorească. H. Pierderea drepturilor electorale. H. Cu 1. Pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărui listă a fost ales. Având în vedere adresa partidului Asociația Liberalilor și Democraților, numărul 617 din 30-10-2017,
înregistrată sub numărul 5877 din 7-11-2017, respectiv adresa de înaintare a ordinului prefectului numărul 370 din 05-12-2017, privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Popa Costică, înregistrat sub numărul de 6510 din 7-12-2017, și în conformitate cu prevederile articolului 9, aliniatul 2, litera H cu 1, aliniatul 3 și ale articolului 12, aliniatul 1 și 2, din legea 393/2004, privind statutul aliniilor locali, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat un proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de declarare a locului vacant pe care îl supun Consiliul Local spre adoptare în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popa Costică, primarul Comunei Baraba, județul Bacău, având în vedere adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților numărul 617 din 30-10-2017, înregistrată sub numărul de 5877 din 7-11-2017, respectiv adresa de înaintare a ordinului prefectului numărul 370 din 05-12-2017, privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Popa Costică, înregistrată sub numărul 6510 din 7-12-2017. Expunerea de motive înregistrată sub numărul de 6648 din 7-12-2017, referatul întocmit de secretarul și primarul Comunii Baraba, înregistrat sub numărul 6647 din 7-12-2017, avizul Comisiei Juridice respectarea dreptului și libertăților cetățenilor în apărare a ordinii publice și liniștei publice, hotărârea Consiliului Local numărul 31/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Baraba, prevederea articolului 9 aliniatul 2, litera H 1, aliniatul 3 și articolul 12 din legea numărul 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederii articolul 36 aliniatul 1, articolul 45 aliniatul 1, articolul 47, articolul 115 aliniatul 1 litera B și articolul 117 litera A de legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Popa Costică, ales din partea Alianței Liberalilor și Democraților, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales și se declară vacant mandatul de consilier. Articolul 2. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, conform legii contenciosului administrativ, numărul 554 din 2004, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Prezentă hotărârea se comunică instituției prefectului Bacău, domnului Popa Costică, filiale județenii Alianțelor și Liberalilor Democrați și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare. Aici nu știu să vă spun, domnul Popa, dacă vă spun, domnul. Am multe discuții aici. În primul rând, eu am primit de către partid o hotărâre prin care spune că se retrage sprijinul politic biroul așa, la articolul 14.2 statutul prevede calitatea de membru ADES, prin care pierdere ca urmare neplată cotizații și a contribuțiilor stabilite cu fost partidul. Cu fost și articolul 103, iar la articolul 103 scrie cu totul altceva. Bine, aici nu și-a făcut treaba partidul, doar de reavoință sau neștiință de cauză. Eu am făcut o contestație la această contestație la adresa asta care am primit-o și am solicitat să verifice din nou că la articolul 13 litera G să plătească o cotizație lunară. Ce măsuri ați luat făcând către partid în acest sens? Ați comunicat în scris care este valoarea cotizației membrilor partid și aleșilor locali? Sunt întrebări puse către Alianța Democraților. Nu există în statut este articolul 14 litera A și C, deci nici aici. Iar la articolul 103 este menționat cu totul altceva și se referă la componența biroului politic, nici de cum la plata cotizației. Bine, am făcut mai multe sesizări conform statutului. Nu am, normal, și am dreptul în statut, spune că am dreptul la articolul 22 din statutul partidului, alineatul 34, are dreptul la contestație, oriunca această sancțiune la contestație, să fie reanalizată și să intre în vigoare de momentul rămânei definitiv. Deci eu n-am primit contestație, răspund la contestația asta. Dar în schimb, în aceea zi, cei de la partid trimite către primărie o adresă prin care mi se retrage sprijinul politic și vacantarea postului, în prima ședință.
Domnul Marius știe destul de bine. Trebuia așa să respecte legea. Trebuia să trimită întâi către prefectură, să primească ordinul prefectului și după aia să facă... Iar domnul Marius, ceea ce n-ați menționat acolo și eu o să o pregătesc așa, la 3617 din 10-2017, privind excluderea, prin prima ședință de partid, privind excluderea sa din partid, iar anexa la adresa dumneavoastră, nu am găsit ordinul prefectului. Îl facem cunoscut. În cazul prevăzut de articolul 9, alineatul 2, litera H, potrivit articolul 12, completează ulterioare, prefectul constată prin ordin încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei de azi. Deci, aici trebuia să vadă că a spus acolo că conform legii s-a adresa prin care mi se retrage sprijinul politic și adresa numărul nu știu care de la prefectură, cam și pe asta aici, în care rămâne vacantarea post. Ideea este că eu când am primit de la prefectură, am făcut contestații și acolo. Nici aici n-am primit un răspuns. Dar se văd că s-au hotărât de acum, nici de la partid în termen 30 de zile, nici de la prefectură contestația, care am dreptul, conform legii, am dreptul să am o contestație, să mă apăr. Așa, n-am primit de la prefectură. Și s-a trecut direct la excluderea mea. Ei, acum eu aștept hotărârea asta de Consiliul Local, să o atac în contencios administrativ și să vedem unde s-a greșit. Că nu este drept să-i retrag sprijinul politic unui membru de partid, care eu sunt primul, deci membru de partid. El trebuia să-mi comunice partidul în scris că sunt ales local și putea să trimită în scris cum mi-au trimis acum și, bineînțeles, au fost bunvoitori, să trimită în scris că mă exclude. Dar trebuia să-mi trimită în scris, cum toate partidele, am înțeles, toți consilierii au primit, măcar prin mesaj telefonic, suma care s-a stabilit pentru aleșii locali. Și aici au stabilit tot fără ca să zbim noi de față. Deci pentru un viceprimar i-a luat 1500, pentru un ales local am înțeles că era 200, 20 de lei sau 150 pentru viceprimar sau primar. Și acum, eu care am fost poate numit președinte organizației prin fundul ăștia. Alte mișoace. Ca să nu spun altceva. Putea să vină să pună în discuție în ședință organizația de bază, organizația comunii. Putea să aveam atâția membri de partid acolo, dar tot spune, toți membrii de partid sunt obligați să plătească cotizația. Cine a stabilit care este cotizația membrului de partid? Cât este, dacă a dat măcar un carnet, ca la UTC, cum era înainte și spunea asta în vila cu 50 de bani sau nu știu ce, să o echitație. Așa am făcut și eu la... Așa am trimis bani pentru când am... Așa, și nu mi-au dat echitanță. Și eu am avut o discuție care pe mine, domnul Coite Albaștri, s-a cam supărat pe mine. Da. Și... Ăsta o să fie, până la urmă, vedem care este situația. Bine. Dar să nu vă mai spun că această comunicare 616 din 20-10-2017 vine printr-un curier rapid prin numitul domnul Tomozei Ioan, curierul care aduce asta și eu, bineînțeles, mă luam număr de registrat, dar vine printr-un curier rapid. Ca să dânsul este următorul pe lista mea și urmăresc. Așa, mișelește să mă dea afară. Da, curierul ăsta rapid să-l folosiți, domnule primar, și când va fi consilier local, că este foarte util. Foarte activ. Din ceea ce privește asta. Să duce în orice... În partidul meu, dar bine. Scriau, este un proverb, ferește-mă, Doamne, de prieteni, pe de dușmani mă ferești tu. Eu nu m-am ferit. Acum aștept. Ați terminat? Da, nu mai e. Așa cum a spus domnul Popa, eu vă pot demonstra cu urtii că pe 7-11-2017 am primit adresa de la Alianța Liberalilor și Democraților, filiala județeană Bacău, din care ne aduce de la cunoștință retragerea sprijinului politic și excluderea dumneavoastră din Consiliul Local. Pe 5...
Pe 27-11 noi facem o adresă către Alianța Liberalul și Democraților de la județelor de acopii, care le aducem la cunoștință că la cantarea propostului domnului Costel Popa se face prin ordin de prefect și primim în pe 7-12, da, la noi, ordinul prefectului prin care eu n-am contestat când ați primit de la partid. Dar confestez practic cum s-a procedat. Eu știu că a fost înregistrat cu votul 617. Dar ați primit prin fax, ați primit prin, printr-un curier. Nu ordinul prefectului. Alianța de partidul. Alianța nu e reprezentantul partidului, eu nu mă interesez. Deci asta am vrut să adăug. Asta am vrut să adăug. Curierul rapid a partidului Alianța Democrație, domnul Leu. Din punct de vedere legal, este aveți ajuns. Nu avem ce să facem, adică... Eu așa am înțeles. Legal, dar legal, prima ședință, legal, dar să o băgăm, n-aveam cum. Legal aveam dreptul să fac contestații? Aveți dreptul. Da. Legal trebuie să primesc o răspuns la contestație? De ce s-au urgentat astea? S-a luat instituție. Eu oricum o să atac în Cotășel să administrativ autoritatea Consiliului Local, termen de 10 zile, și îți cinc hotărăște legea aia face. Da. Când noi mai venit consilier, îi urez lui domnul Tomozei mult succes, așa, iar dacă n-am mai vrut să candidez, dar dacă noi vei fi consilier, am să intenționez să candidez și mandatul următor. Succes! Ai grijă la echipă. Da. Iar până atunci o să fiu prezent, fac echipă cu domnul Lepădatul Genel și venim aici care invitați, ca cetățeni. Da, e bine. Că îmi place să văd. Am îndoi cea vârstă. Atât. Combinați în asalt. Eu, ce să spun? Domnul Popa, de câte am înțeles că nu cedează locul lui domnul Ghigea. Așa am înțeles la dumneavoastră. Dar nu face el ce vrea. Că eu, dacă aveam posibilitatea, ca președintele organizației de partid, puteam să le exclud din partid. Pentru neplata cotizării, eu făceam ce recomand. Dar niciun membru de partid care scrie în statut nu a plătit cotizația, ia du-te la un om care a fost pe listă 70-80. Dar nu știți că eu acum 6 ani, 8 ani am fost exclus la fel, eram pe listă de cotizării. Dar nu credeți, no, da, da. No, acolo, am fost validat. Acolo a fost dar motiv. Pentru că n-ați participat, pentru că participat la alegeri, la campanie. No, no, la procesul verbal e tot cu plata cotizației. Ba da, că am citit-o ulterior, după aia. Da, mai am și eu vreau să mă spunem. Domnule primar, ne-ați prezentat un proiect de hotărâre prin încetare de drept a mandatului domnului consilier al domnului Popa-Costi. Ne-ați prezentat care sunt procedurile, da, punctele cum se exclude un membru criteriile. Așa. Conform legii 115 în 2015, așa cum ne-ați prezentat, prin ordinul prefectului, da? De ce ne puneți dumneavoastră pe noi? Ordinul prefectului este o lege, da? Eu așa o consider, pe care trebuie să o respectăm toți. De ce ne puneți pe noi să votăm împotrivă sau pentru excluderea, pentru încetarea de drept a mandatului? Dacă este un ordin și o lege dată de dânsul, nu o trebuie să ne aduceți la cunoștință. Nu trebuie să votăm noi încetarea de drept al mandatului. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Da. În metoda de când noi votăm împotrivă. Ce se întâmplă? Asta facem. Nu, 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 vreau să vă spun. Deci, mi se pare corect ca să ne aduceți la cunoștință ordinul prefectului. Și să luați măsurile dumneavoastră, conform legii. Nu ne puneți noi în situația să votăm. Nu? Deci, relațiile între Consiliul Local și Prefect, noi suntem în relație de subordonare, da? Dânsul este deasupra noastră. Este un organ superior. Noi? Noi subordonare față? Nu, am spus clar. Noi suntem subordonați prefectului. Nu suntem. Nu suntem subordonați spre... Instituția prefectului asigură și vede dacă noi ceea ce stabilim aici este legal. Dânsul poate să ne conteste, noi putem să contestăm hotărârile până deciul s-a luat. Deci mi se pare corect ca noi să luăm act de ordinul prefectului și să nu să votăm
concedare de drept a mandatului de consilier. Deci eu nu o să votez acest proiect de hotărâre inițiat dumneavoastră. Poate fi concret. Poți să ajung? Cuvântul domnului, dacă aveți cuvânt. Bun. E clar, conform legii 205 pe administrații publice locale, mandatul de consilier încetează în urma retragerii sprijinului politic de către ordinul prefectului. Așa, bun. Acum, domnul Popa, din câte am înțeles, contestă. Dacă domnul Popa are câștig de cauză, nu? Procedura inițiată, vine următorul consilier, da? Noi avem, adoptăm hotărârea de consiliu local. Nu? Votează următorul care intră din partea partidului, nu? Păi pe cine pune partidul, nu știu. Între timp domnul Popa atacă în contencios, să judecă în tine. Poate să are să revină, să aibă că știi hotărârile care au fost date de noi, din noi în componența deci acum. Sunt nule sau cum sunt atunci? Păi de asta am spus că te-ai dus la cunoștință, deci nu... Mi se părea corect să se rezolvi întâi contestația. Și atunci, dar cum pot să votez eu împotriva dânsului? Eu sunt dintr-un alt partid, așa, poate eu sunt dușman cu dânsul și votez. Adică, dacă vreți dumneavoastră să mă expulziți din Consiliul Local... Ai altă procedură, e totul altceva. Dar nu aveți dreptul ăsta. E un drept câștigat și probabil prin lege. Nu, să vă spun eu. La legea de 93, privind aleșii locali, spune clar că totuși se face prin hotărâre de Consiliu Local cu la ordinul prefectului. Cu, bineînțeles, cu șa partidul. Deci, la 554, pentru ordinul prefectului și ăsta, nu știu, că parcă asta e deja, nu? Din potențial administrativ. Am înțeles că eu, da, 554, eu am dreptul să fac contestație în termen de 10 zile la hotărâre. Că este bună, că nu este bună, nu mă interesează pe mine. Eu o să o contest. Și eu vă sfătuiesc, care vreți, nu mă poate, sunt de acord să votați toată lumea pentru. Pentru excludere. Pentru excludere, da. Dacă votați împotriva, s-ar putea să... Vine și aici, nu știu, când două țelesuri acum. S-ar putea să ajungă hotărârea asta, puteți și răsa administrativ. Și anul ăsta ajunge. Sigur ajunge, pentru că nu respecti un ordin al prefectului. Nu. Domnul Soare i-a dat... Poate fi pus de eroare. Nu știi, pentru că... Cum nu respecti? Dar ce ești? Dar trebuie să vă respecti domnul. Domnul Popov, trebuie să se dat urmă din astea. Da. 393, da? 2004. Ați v-am dat un extras. Articolul 12, alineatul 2. Literea H. H-ul e modificat din 2005. Nu, da. Da, 12. Dați-mi. Vă spune exact ce spune, da? Ideea am și luat-o și am scos a doua pagină. Nu. Dădu-se mai multe pagini. A 12 cu 2. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat așa... E, o putem când... Dați așa, 12... Să faci pe planul ăsta. Un referat, așa, nu trebuie să-ți vrea să justifica citul. Deci mie mi se pare normal ca ordinul prefectului să fie ajuns la cunoștința Consiliului Local. Nu mi se pare corect ca noi să... Este constatat că încetarea nu mai găsesc exact. Acum vă spun. Vă citești cu din ordine. Încetarea de drept a mandatului consilier se constată de către Consiliul Local. Deci se constată. Se constată, se constată, dar nu trebuie să votează. Sunt prin hotărâre. Apărtați. De hotărârea cui? Din proiectul hotărârii. Consiliului. Hotărârea Consiliului și asta trebuie aprobat în hotărâre. Cum adică? Și în instanță, dar... Scrie clar. Domnul Marlăs, dacă voți să apropie sau nu voți să altceva, nu-i... Dacă intre să consilierii locali votează împotrivă, Nu trebuie să potrivești. Nu e trebuie, o să meargă către instituția prefectului. Și prefectul atunci o să facă stare. În legalitate, și atunci, și atunci toți domnii consilieri au dreptul să spună opinia. Exact. Eu nu știu cum, deci... Ai ordinul la partid, ai ordinul prefectului să zicem așa și tu zic votezi împotrivă. Nu, eu am spus că normal era să se judece. Să-i vină răspunsul la contestația lui. Da. Asta... Și dacă ordinul prefectului trebuie neapărat să respecte? El nu a primit răspunsul la contestația. Dar știu ce am primit, nu l-am pus.
De regulă, instituția prefectului își face treaba de jurisdicție. De regulă, n-am primit confirmare de primire. Eu am totul cu confirmări de primire, de număr, de registrare, cu tot. Eu trebuia să primesc. L-am trimis la compartimentul juridic și văd că se grăbesc foarte mult, fiindcă doar, acum se spune, prefectul este din partidul Alianța Liberală și Democraților, doamna Magica Coșa, care, bineînțeles, a făcut campanie și acum, bineînțeles, tot are la fel de bine o semnat. Pentru că și ea este probabil dependentă de partid. Dar eu ce pot să spun, când s-a făcut campanie electorală, eu am prin mandatar, am depus și în puternicire, am depus banii pentru campanie electorală. Așa, i-am primit înapoi, nu-i nimic pe podium. Dar eu am făcut voturile mele pentru că a ieșit Consiliul Local. Exact. Nu i-am adus și voturi pentru președintele Consiliului Județean, deputatului și senatorului. Pe ce m-a ajutat ei pe mine? Bun, asta e problema voastră, bucătăria voastră interna acolo. Nu, dar vreau să spun că bucătăria... Ai primit, domnul, ai primit de la partidul știin care că trebuie să plătești cotizată în suma de... Da. Ei, eu n-am primit așa ceva. Noi am primit, da. Dar ce... la sfârșit, eu astea sunt, acum faceți cum vreți. Votați să poate. Deci mai bine votăm împotrivă, ca să nu facem jocurile. Nu se poate face jocul ăsta. Jocul membrilor. Totuși ar fi o treabă să vedem cum pentru consilierii locali să vedem și ei. Dacă sunt împotrivă, nu, dacă puteți fi împotrivă. Păi bine, trebuie să vină înapoi de la controlul legalității. Și o să vină și atunci dă și motivarea. Și atunci o să întâlnim și domnul Marius cu următorul mandat de asta. Poate așa. Și atât timp apare și răspunsul la... Da, poate să nu și până mai discutăm că în contencios administrativ, în termen 30 de zile este singura ședință care se dă. Deci nu se mai amără. În termen 30 de zile. Domnul Ciuvotar, aveți cuvântul. Domnule primar, domnule secretar, stimați colegi. Eu nu sunt împotriva acestui proiect de cetarea mandatului drept a domnului Pop. De ce cauză? Noi nu putem ști pentru... Nu putem ști că prefectul nu ar fi putut fi dus în eroare. Că sunt tot soiul de mincinoși care împrăștie tot soiul de vorbe astea care nu sunt adevărate și au putut fi mințit. Atât el cât și judecătorii, asemenea trebuie să întâmplă în multe părți. Dar numai aici, un pic ca să spun eu. Dar la scris spune exact atât. La prefect când a terminat este o adresă, nu? Este adresă. Așa. Deci prefectul nu adresă. Și dacă adresa aia... Adresa. Dar în adresa aia ce a zis partidul? Mi-e scris pentru netata cotizației. Hai să vă citesc eu ce scrie de noi, da? Nu, doamne. La prefect. O trimis partidul ca să primească ordenul prefectului, să trimis ordenul prefectului, o trimis o adresă partidul. Păi care nu trimis-o și nouă? Haideți să vă dau citit. Nu e aceea. Nu cred că e aceea. Nu e aceea. Cât cu numărul e vreo, e alt număr. Mai târziu ei. E cu alt număr. Vis-a-vis de procedura asta sau se zisa mai târziu, după ce le-am trimis eu hârtia? Da. Ei trebuie să obțină ordenul prefectului. Adresa 634, acolo e 670. Da, nu, 634. Ce scrie în adresa aia către prefect? Nu poate nu scrie că scrie în neplata cotizației sau altceva? Nu, e studiere. Cu siguranță va scrie studiere. Pentru ce? Motivul care? Motivul e interiorul partia voastră. Și... Deci prefectul ia cum se scrie și mă prevea. Așa vrea articolul acesta. Asta a ajutat de drept prin excluderea din partid. Motivul excluderii. Pe motivul care? Poate să scrie că eu știu, am făcut, am fost poate alte măsuri care se pot lua din statut, nu ne bata cotizației, nejustificat sau justificat. Eu pot să-l justific, de ce nu mi-a dat posibilitatea din contestație să justific așa ceva. Astea sunt abuzări, sunt niște pensionari, ca să nu le spun altfel, care ar trebui să le să loc la tinere, că eu am fost un pic mai vocal în ședință și de aia. Poate să spun ceva? Dacă termină, domnul, lăsați-te. Păi, domnule, asemenea cazul, vreau să continui mai departe. Se poate întâmpla oricui dintre noi. Exact, domnule. Explic așa mai departe. Deci, trebuie luat să vină în seamă situația asta, pentru că nu-i ceva corect. Eu am dat 1 milion, dar nu era importanță. În momentul când s-a început campania electorală, atât domnul Popa, cât dumneavoastră, cât și ceilalți contracandidații dumneavoastră, s-au mers așa, pe siguranța cetățeanului, dreptul la proprietate, mă rog, diminuarea furturilor, câte și mai câte probleme din genul ăsta. Ei, eu din câte știu, sau noi toți,
nu avem ceva la cunoștință că domnul Popa nu și-ar fi dus la îndeplinire din toate aceste promisiuni. A, că a vorbit în ședință sau a spus treburi adevărate și la unii nu le-a convenit, asta e problema lor. Sau poate că i-a deranjat pe aia mai mari, că știu eu de cele spuse din dumnealui. Eu nu am nimic nici cu următorul care vine după dumnealui, că nu-l cunosc, nu știu cine e, și nu se înțeleagă greșit treaba asta. Dar eu cred că nu merită ca să fie exclus. Sub nicio formă. Dar nu-i de la noi plecat. Corect, ia partidul. E problema la partidul. În urma celor spuse, eu sunt împotriva încetării mă. Eu la fel nu mai trage de timp. Supuneți la vot și asta este. Dar trebuie să da, suntem împotriva. Eu sunt mai nou, sunt cel mai nou și nu știu atât trecutul dumneavoastră și toate cele. Văd că colegul de la partid are, au un discurs de susținere de asta. Eu nu cunosc nimic. Vreau doar să întreb pe domnul secretar dacă se poate cumva amâna, întrucât să vină și răspunsul contestației domnului Popa Costică. Dacă se poate amâna la ședința următoare. Eu am ordinul prefectului și am zis să n-am trebuit supus în... Ok. Am discurs de la plecare, asta e mai mult. Aveți o propunere, da? Amânarea proiectului Bucurelenii prin încercarea din dreptul mandatului domnului Pani. Este o propunere, da? Da, da, da. Care trebuie să pus la urmă. Până la rezolvare, contestați. Da. Până la vizionare răspunsul. Mi se pare normal de bun sens. Dumneavoastră ați depus o contestație, dar nu ați primit un răspuns. Două contestații, și la partid, și la prefectură, și la instituție. Până nu avem toate. Exact. E o hotărâre a prefectului, da? Domnule, mai avem discuții? Eu mă pot pune la dispoziție contestațiile care le-am făcut. Voi cred că asta era cea mai bună soluție. A dus la cunoștința Consiliului Local că ați depus contestația... Păi noi știm deja, nu a dus acum, unde au spus. Verbal, dar nu s-a venit și noi... Și până oficial, exact. Avem document și noi la ea. Șeful, contestație la partid, pot să vă dau. Contestație la... Dar mi la instituția prefectului. Deci, irespinge sau propune, a zis că propune... Da, propune la el. Propune la el. Propune la soluționarea contestației. Nu luăm, dar ați act de aducerea la cunoștință cea două contestații. Exact, da. Și așa mă înțeleg și procesul care fac și așa e... Așa rămâne. Nu, trebuie să... O să ne la vot. Da. Trebuie să pun la vot propunerea domnului. Da. Domnilor colegi, supunem la vot proiectul... Nu proiect, nu amânarea proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Popa Costică. Până la soluționarea contestației depusă de domnul Popa. Nu primește răspuns la contestație. Exact. Mi se pare, domnul. Dar asta e ceva de bun simt. Așa vă spun până jezomator, jezomator face bine simt. Da, corect. Deci până la... După aia... În răspunsul la contestație a trebuit să vină cu toate... Corecte, eu o să... Ce motivează? Eu o să motiveze și o să primez răspuns. Da. Apropo de bucătăria și partidul... Și nu ține răspuns, dar și-a nu a partidului. Propunerea mea e ca... Deci să fie adus la... La cunoștința Consiliului Local. Răspunsul contestat de către partid, prefectură și așa mai departe. Ai depus la prefectură, am înțeles, nu? Păi aia e cea mai importantă. Exact. Da. Și acum le oficializez pe alea două, le înregistrez la noi și noi le punem la dosar. Și atunci trimitem o hotărâre așa aprobată cu... Propunerea domnului Tilbașa... Dar eu am trimis totuși de la partid și de la astea la prefectură, am trimis tot. Inclusiv... confirmarea de primit. Dacă le lucra, profectura, înțelegerea și omul, dacă le lucra favorabil sau nefavorabil. Asta trebuia să facă. De ce s-a grăbit? Nu știu cine s-a grăbit. Domnul Popa, prefectura în 30 de zile prin obligația lor de lege, în prefectură, orice instituție în termen de 30 de zile, trebuie să dea un răspuns. Favorabil sau nefavorabil. O să primește. Nu primește. De la partidul trecut 30 de zile. Eu trebuie propunerea mea. Da. Domnul viceprimar, eu nu ați dat scopul. Păi da. Eu am atent toată. O pun și eu, dacă nu-i problemă. Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Consider că instituția prefectului trebuia să ne informeze că sunt contestații, iar domnul Costică să ne confirme dacă nu cumva au refuzat plicurile sau informările prin curier. Trebuia să fie o dovadă și de o parte și de alta. Sau dovadă cerută. Mare de primire, nu? Bine.
pentru adresa asta, de la prefectură, pentru, dar nu pentru contestații. Deci am trimis și contestații, confirmare de primire. După aici copii și la confirmare. Da? Și în cazul în care nu ați fost găsit acasă? Nu, da, confirmare de la post. Om! Când îți dai copilă, să-mi trebuie confirmare. Acolo trebuie să ai normal un număr. Și putem afla dacă... Păi, vreun răspuns la dată. Doamne, dar dacă e confirmare de primire, înseamnă că... O primit, primit o prefectura, dacă ai confirmat. Nu s-a dus el acolo și-a luat un număr de registrare. El a făcut o confirmare și să ai văzut dovadă. Păi eu nu, mă duceam să las la secretariat care... Instituția prefectului, la ce dată s-a luat act? Nu știu, domnul. Și ultima dată în care ar fi... Pe 14 sau cât e asta. Mai lungi. Doamne, e clar ce s-o mai lungi. Da, face neapăs că și răfuiește lumea de acolo cu gașca de la partid, infractorii care nu s-au dea. Să mai tot lungim acela la gașul de nimica. Hai să luăm ceva care e important pentru că nu se termină. Suntem împotrivă și împotrivă cu scos. V-am dus atâta la cunoștință, tot o mai... Eu știu cazul în partidul nostru, în mandatul trecut, cu consilieri, doi consilieri de la Botoșani, care au fost excluși tot așa. Oamenii au contestat, au câștigat distanță, a avut din serviciu. Domnul doamnă consilier, cine este pentru amânare? Toți. Mulțumesc. Se abține cineva? Foarte bine. Bun. Și atunci, după amânarea asta, domnul Popa le aduce la cunoștință contestațiile, le înregistrăm la noi, cu data de astăzi. Trebuie să ai o bază legală. Da? Și îmi pui și confirmările de primire de la instituția prefectului. Da, și el. La partid mai puțin să ne interesează cum noi poți face cu asta. Nu interesează cu... Poți nu prevede. Da, nu vreși chiar acasă pe ei. Domnilor colegi, trecem la proiectul numărul 7, suplimentar la ordinea de zi, deci proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului în funcție al comunii Parahărul Bacău. Aia e pentru alianță, dar fac și o proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe raza comunii Parava a județului Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Dispunem de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al comunii Parava a județului Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 107, neatul 1 și 2 din legea 188-1999, privind statutul funcționarului public și modificările și completările ulterioare, având în vedere că funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate ale primarului nu au prerogative de putere publică, conform articolul 2, alineatul 3 din legea 188 din 1999, privind statutul funcționarului public cu modificările și completările ulterioare, dar și pentru o eficacitate sporită a aparatului de specialitate, solicit modificarea organigramei și a statului de funcții după cum urmează. Transformarea funcției publice de execuție, referent clasa 3, gradul profesional superior, în referent, clasa 3, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului de legislatură, arhivă, resurse umane, stare civilă. Desfințarea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa 3, gradul profesional superior, din cadrul compartimentului registru agricol și cadastru. Înființarea compartimentului de situații de urgență, funcționând o funcție publică de execuție, de referent, șef SVSU, clasa 3, grad profesional asistent. Menționez că ne încadrăm dispozițiile OUG-63 din 2010 pentru modificarea și completarea legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și că avem avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici numărul 4713 din 2017 anexat alăturat. Pentru aceasta am anunțat o proiect de hotărâre pe care o supun dezbatere și aprobări Consiliului Local. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție al comunei Parava, județul Bacău. Primarul comunei Parava, județul Bacău. Văzând desprinderea de motive a primarului comunei Parava, numărul 6147 din 17-11-2017. Raportul compartimentului de specialitate, numărul 6146 din 17-11-2017. Precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Parava. Având în vedere prevederile articolul 2 alineatul 3 și ale articolul 107 alineatul 2 litera B, din legea 188-1999, privind statutul funcționarilor publici, se publicată cu modificările și completările ulterioare,
Avizul prealabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București cu numărul 64.713 din 2017 și în temeiul articolul 36 alineatul 3 litera B, articolul 45, articolul 47, articolul 115 alineatul 1 litera B și articolul 117 litera A de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcție al Comunei Palava, județul Bacău, prevăzută în anexe 1 și 2, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Palava, Agenția Națională a Funcționarilor Publici București, instituții prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Da. Nu mai bine de explici tu. Cred că mai bine da. Le explic eu despre ce e vorba. Era un post la Stare Civilă Resurse Umane care era pe referent superior și o persoană cu 9 ani vechime e mai greu de angajat și am creat și discriminare dacă angajez unul nou și ar avea un salariu mai mare decât altul care e angajat asistent. L-am transformat din superior în asistent, adică cu o vechime doar de 6 luni. Și ca să poată să intre de la început, când o să fie scos la... Iar celălalt, am desfințat un post de la cadastru, de la compartimentul Registru Agricol și Cadastru, că aveam trei posturi, am înființat noi când era doamna Mariana și l-am desfințat pe ăla și am creat compartimentul de situații de urgență, care era necesar și mereu la ISU aveam probleme. Cu un post de referent. Acolo, asistent. Și iarăși, asistent, deci mergem pe asistenți pentru că... Pleacă de la început, ca tot omul. Să nu iasă discriminare că l-angajez direct pe superior. Că îi dai... Dacă angajările sunt blocate, ai... Da, ordonanța 90/2017... Poți, nu, dar poți, dar la două... Poți să faci angajat, la două... La două eliberate, în anul 2018. Atenție. Scrie frumos acolo. Deci pe anul 2017 nu se face încă angajare. Dacă se eliberează două posturi, se angajează unul singur. Da, da. În cursul anului 2018. În 2018 suntem cam blocați. Nu e. Vedem cum o scoate la capăt cu postul secretar. Aici e mai grav. Problema cu, cu secretarul. Da. Problema e și cu cadastru, pentru că... Păi nu are un angajat la cadastru. Nu e și în Comisia de Fond Funciar. Comisia Locală. Ce anume? Deci suntem obligați ca să avem... La ce se referă domnul Cibătaru. Deci noi acum, pentru a funcționa Comisia Locală, avem un contract externalizat cu topometrist, că trebuie să fie topul. Da. Acum fetele, ambele, le-am trimis la un curs de topul pentru a fi autorizat ei. Le-am cerut acum diplomele, să văd și eu ce scrie în diplomele lor. Are doar un certificat prin care spune că se duce, să se duce la oficiul de cadastru și poate să ceară autorizare de tip E. Funcționare, nu. Deci ar trebui autorizat E, ca să fie membru în Comisia Locală. Am discutat povestea la juridic, la instituția prefectului. Vreau să mă duc în de sărbători cu diplomul lor. Vreau să mă duc cu procesul verbal care l-am făcut la ședința de la Paraba cu numirea domnului Bucu COVID-ul, Comisia Locală de Fond Funciar, să mai încerc din nou, încă o dată, o posibilitate de transfer, dacă îi găsesc, aveam o variantă, văd că nu mai spun nimic, că mai aveam o variantă, o căzut, pentru că oamenii s-au mișcat de deși. Adică locurile mai calde, ce zici mai calde, mai aveam mișcat. Deci a fost o variantă, primarul, secretarul la Colonești, vrea să ajungă la noi, că au zis într-o pești, pe acolo primarul s-a vrut cu aparatul de specialitate. Dar în timpul căsă Racova. Păi, de la Gârlen la Racova... Mergi cu bicicletă. Mergi din Gârlen de loc? Da. Clar că omul... Chiar dacă venea, să spunem că venea la noi. Și se ia locul la... De ca... La fel ca și cealaltă două doamne. Care le-am avut. Deci asta e problema cu postul de secretar. Da, alte întrebări dacă aveți pe domnul organigramă. E bine că să mai... Păi de s-o ființat un comportament de urgență, nu știu asta, e vorba? Da, era că v-am zis că tot timpul cei de la ISU nu ai om, că ai om doar prin cumul de funcții. Da. Trebuie un om specializat, trebuie să meargă la niște cursuri, are altfel de examen.
acum, după nouă ori din 96 a Ministerului, e cu angajare la ei, cu probă cu fizică, au de sărit, de mers cu echipament, de nu știu ce. Și aveți propuneri sau încă nu? Nu avem propuneri, doar am modificat organigrama ca să facem ce trebuia. După aceea o să fie scos la concurs, la fel o să meargă la la ISU, să dea examenele speciale acolo, care sunt probe speciale. Când o fi, dar în 2018 când avem voie. Asta deci când o fi, să deblocheze angajările. Rătăciunea au post de la ISU. Au, de mult. Și cu unul mai mare au și om pe protecție civilă, au două persoane în care răspundă. Comunele peste 5.000 de locuitori, legislația obligă să aibă și inspectori de protecție civilă pe lângă șef serviciu. Cele sub 5.000 nu e obligatoriu să aibă inspectori de protecție civilă. În cazul nu știu, s-a mers doar pe SRSU și tot timpul SRSU, dar o văzut mai mult cu... Cum luat asta? Da. Cu vorba. Ăla am avut eu o perioadă. Da, și acum am tot. E destul de dificil de toate. Da, atunci mai sunt întrebări? Da. Dacă mai sunt, nu mai avem întrebări și nu mai avem o discuție la punctul ăsta, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Poți spune de la vot. Mulțumesc. Doamne primar, trecem la punctul 8, și anume proiect de hotărâri privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe raza comunitară a județului Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Aveți cuvântul, domnule. Da, mulțumesc, domnule. Expune motive la proiect de hotărâri privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Parava, județul Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Domnul consilier, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. Având în vedere că rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare, conform legii 1/2011, legea educației naționale și potrivit căruia în învățământul preuniversitar formațiunile de studiu cuprinde grupe de clase sau ani de studiu după cum urmează. A. Educația antepreșcolară. Grupa cuprinde medie 7 copii, dar numai puțin de 5, nu mai mult de 9. B. Învățământul preșcolar. Grupa cuprinde medie 15 preșcolari, dar numai puțin de 10 și numai mult de 20. C. Învățământul primar. Clasa care cuprinde medie 20 de elevi, dar numai puțin de 12 și numai mult de 25. D. Învățământul gimnazial. Clasa care cuprinde medie 25 de elevi, dar numai puțin de 12 și numai mult de 30. Am inițiat un proiect de hotărâre pe care o supun spre dezbatere și aprobare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza Comunii Parava, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019. Primarul Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere dispunerea motivei a primarului Comunii Parava, județul Bacău, înregistrată sub număr de 6870 din 20.12.2017, raportul de specialitate numărul 6879 din 20.12.2017, avizul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Parava, avizul conform numărul 12.720/63 din 15.12.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 9 aliatul 4 și articolul 61 aliatul 2 din legea numărul 1/2011, legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare cuprinzând unitățile de învățământ de pe raza Comunei Parava, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei numărul 1, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunii Parava, inspectoratul școlar județean Bacău, școlii gimnaziale Parava și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Și mai nou, am înțeles de la doamna director că dânsa au venit cu adresa. Le-au grupat, nu mai sunt. 6, 4. Deci grădinițele care erau grămadă în aceeași... Fac parte din școală. Fac parte din școală. Adică se consideră la Drăgușani, spre exemplu. Da. Se considera cumva separată grădinița și... Acum le-au băgat cu totul.
La Radoia. Și la Radoia, și la Radoia, da. Ideea, din loc de 6 s-au făcut 4. Da, da. Puteți să le dați citire și la ce dată. Da, deci unități de învățământ sunt așa, școala gimnazială, Parava, acum Parava, telefon, fax. Dacă ne-ai preșcolar, primar, primar, gimnazial, gimnazial. Câți bani elevi sunt? De elevi, deci în adresa inițială care am trimis-o noi, că asta a venit mai incomplet, așa doar cu avizul. Total pe comună sau total la Parava? Școli comună. Sau după aia inițială, cum știu. Se inițiază în toți la Răboia. Mai sunt clase condensate? Da. Da, o să fie. Satul românesc, mă văd de pășoare. Da, 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 putem adopta o hotărâre Consiliul Local prin care să stimulăm natalitatea. De exemplu, cei care... să acordăm o... creșterea numărului bărbați? Nu știu. Creșterea potenței? Da, nu, nu. Acordăm o... primul domnul care... familia tânără, care e naște un copil, nu știu, să-i dai o sumă de 5.000 de lei sau... nu, 5.000. Așa, va afișare la... pe geamul magazinului băuturilor. Bine spus. A, nu. După ce dăm hotărârea Consiliului Local, creștea să mulțumim. Vis-a-vis de chestia asta, a fost adoptat o hotărâre de asta chiar la Reșița. Deci, o să luăm. La următoarea unitate de învățământ este școala primară Drăgușani, cu preșcolar și învățământ primar, grădința cu program normal Parava, învață numai preșcolari, școala gimnazială Rădoia, unde învață preșcolar, primar și gimnazial. Dacă vă interesați în vedere, vedem dacă avem fundamentarea doamnei director la domnul Marius. Da, avem jumătate de fundamentare aici cu toate. Le-am acceptat ala în original, da? N-am fost eu încă doar avizul, ne-am venit și aici. Să tot vin cu totul, să nu am ușa aici. Vezi, dar cum e când apare drumul? Făcut de doamna director. Da, și doamna director ne spune așa, referitor la rețeaua școlară pentru anul de învățământ 2018-2019, vă transmitem alăturat anexa 11A, anexa 11B, privind numărul de elevi existent în anul școlar 2017-2018 și propunerile pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu prevederile anexei Ordinul Ministerului Educației Naționale, numărul 5454 din 12-11-2013, pe metodologia pentru funcționarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Deci numărul de elevi va fi așa. La școala gimnazială Parava vom avea un efectiv de 205 elevi format din preșcolari plus elevi, repartizați în 11 clase după cum urmează. Două grupe de preșcolari cu 3-6, 5 clase primare, 1-4 cu 80 de elevi, 4 clase gimnaziale cu 89 de elevi. Am fost înțeles? Da. La școala primară Drăgușani vom avea una grupă mijlocie cu un număr de 19 preșcolari. Două clase primare cu 29 de elevi care vor învăța în regim de simultan. La structura școală gimnazială Rădoaia vom avea una grupă mijlocie cu număr de 16 preșcolari. Trei clase primare cu 58 de elevi, din care clasa pregătitoare și clasa 1 vor funcționa în regim simultan. Două clase gimnaziale cu 38 de elevi care vor învăța în regim de simultan clasele 5-6 și clasele 7-8. Rădoaia care avea număr de elevi. Plecați. Thank you.
365 de lei. Se înscrie cineva la cuvânt? Dacă nu se înscrie, propune la vot. La vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumim. Domnule primar, trecem la diversii, dacă. Bun. Ca și diversii, vreau să vă duc la cunoștință, să mă întrebați mai din eu, domnul Costică Popa, dacă am rezolvat problema proiectului depus pe cal. Da, atunci, după ședință, cu riscul când am ajuns la ședința ADIS, motivat și de conducerea ADIS, și de faptul că trebuia să depun clarificările, am depus clarificările, sper că mergem mai departe, sperăm că în cursul lunii ianuarie să semnăm contractul de finanțare cu centrul regional nord-est a Pirului. Tot că vă spuneam, luni, mercuri, m-am deplasat la București, la Ministerul Dezvoltării și am semnat contractul de finanțare pentru proiectul modernizare școală gimnazială Parava. Astăzi, la ora 12, am întâlnire cu reprezentantul firmei Hidroconstrucția, declarat câștigătoarea licitației pentru serviciu, pentru extindere de sursă apă, deci pentru curajul 2. Și aș vrea să vă mai duc la cunoștință. Mai întrebați-vă lumea asta, că așa că primii poate mai scapă de ceva. Aveți cuvânt. Firma care montează camerele la venit. Da. Au început să le monteze. Da. Am sistemul în ce stadiu este? Da, foarte bine că s-a deschis subiectul. Deci, firma care montează camerele, noi am plecat inițial pe suportul Mergemului. Când vine Mergemul la negociere aici, mi-a dat pe spate. Am dat sistare la firma de montat camere și am reluat, discuțiile cu Romul Telecom. Eu zic că da? Din ce am înțeles eu, au și semnalul mai bun. Și au fost mult mai flexibili și la dialoga cu noi și la preț. Își permit să facă o investiție la Comuna Parava pentru a băga fibră. Da? Fără să ne condiționeze pe noi, să îi plătim, să îi plătim lor. Aici, de date tehnice, cred că mai multe vă poate spune Marius decât mine, pentru că eu am fost bătăși cu prețul cu ei. Da. Aici, la partea de tehnică, unde mă ce mai puțin, sau unde de loc chiar. Camerele sunt montate, din ce știu eu. Așteptăm acum Telecom, ei vor lucra între sărbători. Să ne aduc un cablu din... nu, să fie mai să ne aduc un cablu din rețea în... în instituția noastră. Fibră sau... Fibră, da, da, da. Au la școală, au tras la școală. Trebuie să tragă și la noi că... E centrala aproape, centrala aproape. Sunt toate cele camere, 17 camere care se stochează aici. Și trebuie să ai putere de download. Eu luat un televizor... Monitor. Ca să poată să vadă toate. Mai să le putem vedea pe toate, parțial sau mărit. Cred eu că noaptea de Revelion vom fi supravegheți. Dar camerele sunt tot de alea pe urmate, la două, care zic sau... Până nu, numai infrastructura o asigură în Telecom. Camerele sunt tot de alea, tot așa-și treaba. Transport, transport. Transport, am modificat-o pentru că... rezultatul energiei... Și oricum la Teiuș... Cât cerea? 14 euro pe contract, NextGen-ul. Și ce cât îți una la mine. Ori 17, era o grămadă de bani și aici azi o rămas la 313 euro pe lună? Nu? Cu RomTelecom. Cu RomTelecom, da, și cu RomTelecom. Și sigur și Teiușul. Da, și RomTelecom. Cu RomTelecom mai avea... Pe viitor, de când dată n-am făcut contractul cu ei. Dar putea, când dată a rămas cum a fost stabilit pe zona așa. Problema că acest preț care l-am stabilit acum cu RomTelecom e un contract de 2 ani. După contract de 3. 3? Da, 3. După 3 ani putem negocia și să scadă... Toate, da, asta. Acum ei în ăștia 3 ani... Bun. Au investit să recupereze. O amortizează. Și după aia o să aici la problema și zilă. Problema că dacă noi nu fim mulțumiți de sistemul ăsta de supraveghere, nu mă refer la calitatea camerelor, și mă refer la densitatea lor și o să vrem să ne extindem. Să ne extindem. Mă gândeam acum la... Postul și la
forajul care îl facem, să vorbim cu ei, să ne întindă vizionă și acolo, să avem supravederea acolo. Acum, dacă tot sapă și duce cu conducte, se duce cu gabele electrice, acolo, dar putea pune și fibra. Acum să vedem cât până mă înțelege cu el. Prețuri, dar merge să dau montaj, pentru că... Intrăm, da. Nu intră, dar pentru că dacă tot sapă și întinde țeară și tot când mediu cablu, cu cele de zonă mediu cablu. Cred că s-ar încă să înțelege asta la hidroconstrucția. Astăzi o să încerc să discut cu domnul. Păi, dar nu, dar pune numai tubul ăla doar. Tu nu trage fibra. Deci pune, este un tub care... Pune tubul în șansul, cu vid îl trage, cu foc îl trage. Da, da, 2 km și 600 km și... Bine, poți să-l tragi, de segmentul ăla, când ce-i cu un telecom? Ce-i cu un telecom de pe partea asta? Treaba lor, vă spun eu. E extra. Dar chiar e necesar la bazin acolo. La telecomul se montează, s-a conectat de acolo, sau unde rămâne camerele montate? Camerele unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? În intersecție. Domnul, următoarea care să vină. Mai ascultăm altul. În zonă, nu? Tot acolo. Acolo e baza. Intersecția. Mai intersecția aia. Prin viitor. Nu, zic de aia profesionist. Lăsați ăstea, că ăstea rămâne acolo, nu care rămâne acolo. Dar când te exclui de nimeni din partea de soare, da. Da, dar aș vrea să vină să ajungem pe stranul neagă stipit. Nu să știi mare o bine. Mie mi se pare totuși că e cam exagerat suma asta cu camere de luat vedere așa. La care? La ce sumă? Cele 7 camere. Ne-am uitat pe unul și așa. Păi uităm unde e vizi, mă. Cât costă camere? Eu așa zic, după, eu nu sunt mare specialist, dar... Sau nu-i facem recepția finală până când nu vedem sistemul funcțional. Adică după ce își face treaba și în telecom. Dar am discutat, n-ai fost la ședința. Da, cum n-am. Ai fost când s-a discutat, când au venit firma. Și au spus cât costă o cameră, au spus ce fel de cameră. Mi-a explicat prețul meu, da. Ideea, păi am discutat cu toți și am fost de acord. Nu am fost de acord, normal. Ideea e să... Respecte, să pună camerele alea care... Alea, informate, să poți... Aia trebuie să mări, da. Problema e în felul următor, de cât se spune acum că proba video nu va fi mai luată în considerare, noi cred că punem camerele astea doar de dar așa, ca să ne avem un format la mândrată. Dar să vedem cam cine trece. Păi, dar sistemul video nu se ia în considerare. Dar nu, încă legea aia încă nu-i dată. Dar poți să te duci după hoț. Poți să discuți la partidul tău, acolo să-mi mai dea legea aia, dacă... Sau să văd de ce senat, de la PSV pasă să zic orice. Dacă permiteți, deci la procesul de recepție finală, dar a spus, puteți vedea calitatea și cantitatea. Dar prețul atunci nu mai prea poate fi luat în calcul și prețul acum. Exact. Prețul s-a luat în calcul și procedura de fiziție, licitați. Tocmai. Dumnealui de asta a întrebat de preț, dacă nu-i cumva e prea scump. Și atunci ce vedeți la licitație. Dar am discutat în ședință. Nu v-ați lăsat să termin. Da? Deci am spus că recepția finală o vom face când o vedeți sistemul total funcțional, da? Atunci vreau să vă invit pe cei care au susținut devreme proiectul ăsta. Am vrut să-ți fac hârtie scrisă, știi? Să spun că face recepție. E trimit de hârtie să convoc comisie de recepție. De. Păi stai, Oleacă, ce să convoc comisie de recepție? Că nu văd monitorul, nu văd camerele, nu... Nu, domnul primar, parțial, păi nu puteți să vedeți până când nu vine telecomul ca să-ți fac. Aia, păi atunci îți fac recepție, frate. Da? Atunci îți fac recepție la terminarea lucrărilor și atunci te invit și eu să întreb acum cine vrea să mai participe în calitate de invitat, că în calitate de tehnic nu pot. Sau de consilier local. Ați luat în calcul și frația de epurare? Primii pot, eu vin, dar... Da? Cine mai vrea să mai vin în afară de lui? Domnul Ciobotaru. Notăm ca să știm în momentul când facem să... Nu v-am înțeles cine sunt astea. Să ne-am luat în capul supravegherea și stăzi de evoare. Da, am zis cu sisteme din alea, cu senzori. Cu radio. Dar tot așa, niște prețuri, că am vorbit noi prin ședință, de prețuri mari. Dar cu rontul telecom nu se poate, nu? Păi, dar nu are cablă, puteți să tragă. Puteți să tragă cablă până la... Și acolo, mai fac o investiție. Fac o investiție aici, că... E mai prins și alți abonați. Am fost cine... Ce-i primit? Da, și voiam să vă mai aduc la cunoștință. Pe data, nu mai știu care, acum 2 săptămâni, am convocat Comisia de Recepție Finală a Lucrărilor pe programul 322.
la care, bineînțeles, că domnul constructor nu s-a prezentat și nici nu a trimis un reprezentant. Eu am mers cu comisia pe teren, am arătat toate vicile și ale executate și ale neexecutate. Comisia a hotărât, dar încă nu definitiv, că nu s-a finalizat. Așa am înțeles de la ei, vor hotărât suspendarea recepției pentru neexecutarea acelor vicii pe care constructorul nu vrea să le mai ducă la cap. După, cu termen de legea, noua lege asta care mă limit recepția finală, cu termen de 90 de zile. Deci după ce comisia de recepție mi-a trimis procesul verbal de respingere a recepției, eu am obligația în 3 zile să notific pe constructor. După care constructorul ar trebui în urma să răspundă, da, uite, în termen de 90 de zile mă angajez sau mă conformez să le duc la îndeplinire sau nu. Ei, dacă a dat răspunsul ăsta cu da, și ar face treaba, dacă ar da răspunsul cu nu... Execuți scrisoarea de care nu. Nu. Trebuie acționată judecată. Trebuie acționată judecată. Atunci comisia o să dispună, o să facă din nou comisia la care se arăt și o să dispună expertizarea lucrărilor. Și în urma expertizei, merg la instanță. Bun. Din ce a fost consemnat, vicile care au fost consemnat din procesul verbal. Da. Ce-o remediat? Păi ce-o remediat? O remediat așa. O înlocuit o lungime de țeavă la Teiuș. O scos prea primul afară. Deci nu mai curge acolo. Da. L-o dat afară pe câmp. O dus lungimea la canalizare Teiuș până la cota proiectată și normală. O montat o pompă, o stație de pompare acolo. O stație de pompare pe care mi-a dus dosarul mie să mă duc eu la Delgaz, dar nu eu trebuie să mă duc la Delgaz, societatea care au făcut, trebuie să duc la Delgaz, după care vine și-o dă dosarul mie, cu care eu merg la Ion Furnizare, fac contract pe furnizare energiei, sau la Enel, sau la, nu știu, RDS, la o firmă de furnizare energiei. La Drăgușan nu mai făcut nimic. Păi era chestia aceea, căminile alea sau ce... Da. Da. Deci nu s-o atins, și refacerea drumului județean, refacerea drumului la Drăgușan și refacerea drumului județean într-o zonă în care au lucrat și l-au... Eu produs vicior la drum. Și am mai apărut la Drăgușan și am zis așa în ședința trecută, la Usache, acolo, la asfalt. Am început să... La asfaltul, să lase asfaltul. Deci, de ori se lase acolo. E garanții, și ăla, nu? Dar unde le intre la fel? Da, eu am oprit pe oameni peste tot. Am lăsat să analizeze. Să vedem cum reacționează. Dacă reacționează într-un fel sau deși proiectantul a zis, vezi, domnule, nu vine de vulcan la treabă, nu. Că ar fi vorbit ea cu el și domnule, hai că noi mai avea treabă mult. Hai mai avea un pic de refăcut drumul la Drăgușan, acolo până s-a lăsat căminerea și ce mai avea de făcut pe acolo. Rezolvă la stație de pompare și n-ar mai fi mai lucru. Și o să doamne, mă duc, fac. Da? Nu l-am văzut să vină, nici măcar să scrie două rânduri, nici măcar să spună că e bine, dar vin într-o lună sau cum o dus până am fac un tot timpul că bine, hai că bine, las că bine, las că bine. Am nu mai zis, nici că bine, nici că bine, doar în ultima discuție a văzut că nu-l mai interesează. Nu mă interesează. Stă vreo reacție locază, dar... Bineînțeles că nu ia garanția. Garanția își pierde valoarea. Că de 7 de mii. Da, ce aș mai avea să vorbesc? O întrebare, doamne, Magdalena. Să-i spuneți, acum avem în lucru cadastru cu hotărârea Guvernului Otarlan de Piteiuș, undeva? Da, acum avem în lucru 3 sectoare pe cadastru sistematic. Unul înseamnă Trifoi Ciolan, unul înseamnă Carpen cu și cu o parte din Pietroasa. Adică până la drumul Neafărică, tot ce nu este tangibil cu intragramă. Tot ce nu este. Și la anul mai există extragramă, îți place. Și la anul are... Și mai avem un sector în lucru, care ar fi peste Bârău la Bășoc în partea dreaptă, la Melinti și în Săniște, cum știți care este domnul pe acolo sau... Dar la anul va derula în continuare. Derula, pentru că contractul este multianual,
Faptul că ordine de începere nu s-a dat nici acum, s-a dat un ordine de începere după care trebuie să fie revocat și rectificat din cauza numerotării sectoarelor, a renunțat la sectorul încă, care el ar fi fost cel mai greu, pentru că, în primul timp, nu mai trebuie să mai lucrez. Am renunțat la muncă și am luat sectoarele astea, să le împărăște așa, să le putem lucra. Avem aici, pe de-al, de și în partea aia, că nu trebuie mai vreau să facem acolo ca să nu intru încă acolo. De ce? Pentru că s-ar putea să, ca suprafața din titlul de proprietate să depășească suprafața reală, și atunci îl fac degeaba. Că nu merge la oficiu. Da, nu merge la oficiu. Trebuie să măsura... Da, se putea face jucă, dar nu depășește. Trebuie măsura văzut dacă depășește. Tu vrei să spui suprafața să nu depășească perimetrul la tăloa respectivă. Da. Pentru că acolo, dacă ți-a aduce aminte să dacă te uitat pe planul parcelar, planul parcelar este făcut după drumurile planului cadastral ACAP-ului. Da. Ori acum drumurile nu mai păstrează. S-a modificat. Da? Deci drumul care era podețul la jumătatea usoiului, acum nu mai este. Este la Rupac Salcrin. Care merge până deasupra mea. De fapt, nici nu merge deasupra mea. Aia printre Costiță și ies în spatele lui Bitfop. Și nu ți ies în suprafață. Știi? Diferent cum le-ai luat, cum le-ai pui, pentru că tu vii cu titlul de proprietate, da? Titlul de proprietate spune tabla parcelă. Da. Și mă duc cu tabla parcelă. Da. Da. Și în loc să mă opresc în drumul Osoiului, vin tu la drumul, la drumul cu râpa cu Salcân, vin tu la drumul care era unde era podețul, dacă vă ziceți, podețul pe partea dreaptă. Ai o porțiune care se trunchiesc acolo. Da. Și ele se suprapun. Fost problema că s-o măsura, nu măsura trebuie, s-o măsura... Dar nu, 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 nu este, nu este. Dar mai cam... Problema e emiterii titlului de proprietate. Da, dacă nu sunt eu, iau toată lumea... Este suprafața, dacă nu măsori așa, zăr mai mult. Lucrez acum la Ciolan, Trifoi. Suprafața reală față de suprafața din titlul. Și eu tabla destul de mică, e cu un hectar mai mare. Adică rămâne un hectar de teren fără titlul de proprietate. Da, că va fi dobra primărie. Deci atunci dacă din coacea e lipsă, te duci și... Rămâne rezervă pe sistem. Da, dar problema că da, nu, nu, el la ora actuală nu este rezervă. El este lucrat. Pentru că eu am fost acolo și am luat fiecare proprietate din parc. Din corp până în corp i-am înșirat pe băs, pentru că starea din la primărie și cu ordinea de titlul de proprietate nu bătea deloc. Și atunci l-am luat pe Nea Costic de acolo, nu l-am luat pe Nea Costel de acolo din Teiu și l-am luat pe Nea Cașiș. Oameni mai în vârstă care au teren acolo și lucrează ei, nu de ăștia care l-au dat la băiatul ăla de la Răcăciuni. Și am zis, hai să-l în ordine. Și am luat în ordine, cine are aici? Păi aici are ăla. După, am făcut o altă ordine față de proprietate, ca să facem întablarea corectă. Să ne dăm eroarea de titlu și de vecinătăți. Mă stăpânesc. Terenul tot. Deci nu este undeva să spui că, uite, ăla nu-i lucrat și ăla ar fi rezervă la primărie. Posibil ca oamenii să fie, să aibă un titlu 1000 de metri și le-ar dat dețele două sau trei. Sau e posibil, el stăpânește, dar nu a depus documentii ca să facă... Justificativ la timpul ăla. Avea la rol 20 de ani și el stăpânește. El stăpânește, dar nu l-a cerut. Și una e să măsori cu aparatul acum, da, aici, și alta măsurai cu fabrica atunci și mai tu știi. Hai să intrăm și aici, ca să rezolvăm și aici. Aici, în stânga și în dreapta. Oficiul de cadastru, eu am susținut lucrul ăsta și oficiul de cadastru mi-a sugerat, mai lasă-l. Mai lasă-l, că poate vin reglementări la acest act normativ. Eu i-am făcut niște propuneri de actului normativ. Nu s-au ținut seama de ele, cum e cazul de șosele, unde știm sigur că suprafața din titlul de data asta depășește suprafața reală. Nu, e făcut doar plan bacelar așa din mini pentru mini. Dar oficial nu nimic. Pentru că acolo trebuie aplicat coeficient de minoare, dar coeficientul de minoare trebuie să-l asume Comisia Locală. Comisia Locală ar trebui să dea o hotărâre, spune, se diminuează suprafața din tablaua parcelă și din titlul de proprietate cu, nu știu, procentual, 2%, 5%. Propunerea mea a fost ca asta să fie legiferat în normele acestei act normativ. În normele de aplicare.
Și mi-a sugerat, nu, acolo unde știi că nu-ți bate suprafață cu așa, nu te băga încă, să poate încercăm și să modificăm ceva. Da, nu, dar nu bate, bate suprafața, o găsești. Între șosele, acolo la... Nu, între șosele, spun eu. Acolo e vorba că ai și aia, bă, suprafața de protecție a CFR-ului, ne referim, domnul primar. Da, și al drumului și al CFR-ului. Și blum, pe bună dreptate, omul avea suprafața până aproape, de calea ferată. Și omul chiar o muncește până acolo. Nu poți să-i lași cu 8 metri suprafață de protecție. Cam mare. Păi nu, dar așa cum că lucrează, nu iese. Nu iese. Iese rămasă. Da. Din calea ferată până rămasă, iese rămasă. Păi iese, dar nu o când vrea un ei. Iese un metru și mai iese, dar oamenii nu la tot timp, așa se întâmplă și la ferici. Da, de asta am ales cumva trei sectoare pe care le putem finaliza. Poate chiar și în iarna asta să depunem, să intre pe verificare. Dar sunt probleme mai mari, nu unde nu. Păi nu... Da, dar unde probleme mari nu le rezolvi, mai tare le încurci. Păi, dar trebuie rezolvate. Toți oamenii acolo. Nu are... Nu vreau să fie următorul. Fă-te un singur moștenitor, pe linii pământului, și-a luat toți frații. Sunt o mulțime de așa. Așa nu întâmplă. Cum să mai iasă pământul? Acolo sunt... O să facă ce e unul singur, făcut ce e șapte. Păi... Și o ce e pe frăvață. Nu-ți iasă pământul. Și dacă au murit ăștia, s-au întâmplat cazul în Deiu și sunt foarte multe, așa, niște persoane au dominat pisită, dar fără să ai și mai... Registrele agricole sunt, nu? Dar de ce știi tu, Daniel, erai născut în perioada aia? Da, știu, prezent, nu trebuie să fiu născut de acolo. Nu, de trebuie, bă, tu ești foarte documentat, erai născut în perioada aia că... Păi de ce sunt? Pentru că am stat lângă persoane în vârstă și care întreaga funcționare la primărie. De asta sunt, în temă. Și de la ești. Unul era din stat care mi-a spus toate ce. Chiar am luat toate ce. Da, pentru că nu ar putea de marcele și toate ce. O luat să o duce, două zici primare. Ce, duce stat, și-au luat zeci de hectare de teren? Nu, justificare. Avea greșit. Nu, zice, nu știe. Știe că s-au făcut mărgării. Dar nu, nu știu. Și eu. Dar nu e exemplu. Bine, dacă vrei. Dar dacă nu mai sunt probleme, eu mă retrag, pentru că se face ora 12. Domnul primar, vreau și o să vă chestie să vă... Da. Domnul primar, scuzați-mă, vreau să vă chestie. Am vrut să vă chestie. Nu reprezintă nici interesul unui partid, nici altor persoane. Am vrut să vă spun câteva lucruri referitor la starea comunei. Pentru că mă interesează, eu vin la ședințe, mă interesează viața satului, viața comunei. Și m-aș referi câteva puncte așa, la starea curățenie a comunei, din Străoani. Și până la Rădoaie, inclusiv Islazul și Drăgușaniu, mai puțin că eu și nu-l cunosc, este foarte murdar. Gunoaiele sunt mai ceva ca la câmp. Toată comuna asta, eu am avut impresia, toată comuna asta, am avut impresia că la lung, acolo, după Andronic, după care ferată, e platformă de gunoi. Nu le pun până vezi, le pune căcineric. Dar cineva trebuie să controleze situația asta. Dar în numerare, sunt ce ești. Domnul președinte, vă rog să-l opriți cu domnul Dană. Toate gunoaiele astea interzise, cu azbest, internită, sunt depozitate, vine doar primar cu aparatul acolo, cu bun excavatorul și din groapă. Este un crim asta. Nici măcar în spatele casei lui, la până nu este curat. Vă rog să luați măsuri privind curățenia comunii. Este pentru viitorul comunii noastre, pentru copiii noștri, pentru urmași. La școli, pentru că știu foarte bine situația școlii de la Drăgușani, de la Parama. Au fost impuși copiii școala să plătească gunoi și pe perioada vacanțelor. Copiii deja plătesc acasă gunoi, menajer. Cu acordul dumneavoastră, domnilor consilieri, sunteți complici. S-a intervenit la prefectură, la inspectoratul școlar, la firma care presta servicii. Au fost chiar și un contract, domnul primar aici prezent. S-au opus, chiar a fost împotrivă. A strâns cu toate prâghiile pe care le are firma să nu facă contract cu școala. Dețin contract, domnule primar. Fără niciodată de rușine n-aș făcut... Vreți să vă răspund punctual sau la urmă? Domnul, dați-mi voie să...
Atunci răspund eu în materie de curățenie, că a spus un subiect. Da, în lungă, aruncă cei de răcăciuni, dar masiv cu mașinile, nu a fost tot anul. În 2-3 săptămâni au depozitat acolo, nu putem să facem noi bază sau ceva. O să facem curățenie, acolo. Vreau să-mi spuneți în Drăgușani, unde ați văzut vizierii, domnul? Merge spre Pălău, la Băc, acolo, spre Osmeni. De exemplu. Eu n-am fost pe partea cealaltă spre... Mergeți acolo să vedeți. Terenul urbanare? Nu, nu, până la stația de epurare. Deci stația de epurare? Mergeți la Câmp, la... la sus, la Delurie. Iar am acolo acolo. Deja sunt bine acolo, sunt acoperit cu noi. Asta e fun. Cineva care vine cu remorcul de interiunt și o pune acolo, nu poate fi găsit în comuna asta, la Bursuc? Dați-ne exemplu, cum se face? Că eu fac. Ați fost vreo tapă acolo cu gunoaiele interzise? Și aia e... Ați spus cineva acolo, urmăriți și voi, să vedeți cine pune gunoaiele aici, în zonă. Am făcut pază la Bursuc. Aveți angajat la primărie, domnul Bursuc e acolo. Chiar n-a văzut niciodată nimic, nimic. Vă referiți la podul de la Bursuc, da. Plata sportivă? Da. Da, acolo e curat cât de cât am. Nu la, nu la pază, la pârâu acolo, peste pod. Față de alți ani ați văzut o diferență? Ați făcut o educație cu oamenii în stat să nu pună, să nu aducă, să nu... Da, cei din zonă, da, știu. La Rădoaia, casele sunt ca la Azuga, ca la Sinaia. Foarte frumos. Aruncă cu toate gunoaiele pe las. Nu le-ați văzut, domnul Vice? Păi... Aici pe pădure. Poți să intervin și eu. Și am făcut curățenie. Domnul Vice, lasă-mă să intervin și eu. Pe vedona gunoaiele depus pe lungă. Deci gunoaiele se depun pe proprietățile oamenilor. Proprietarul ar trebui să fie acolo. Înțeles că nici noi nu stăm cu mâinile sunt, dar n-avem ce face. Referitor la Pășune. Pășunea este concesionată pe termen de 7 ani. Deci, concesionarul ar trebui să facă treaba acolo. Deși îl ajutăm, deși îl mă duc, de câte ori mă cheamă. Referitor în spatele casei mele. Nu știu ce înțelează dumneavoastră în spatele casei mele. Pentru că eu chiar nu duc în zile. Eu chiar nu duc în zile. Eu nu mă refer la casa dumneavoastră, am zis pe Pălău. Da, păi pe Pălău, toate pietrele care vin. Funturi, da, de... La școală chiar s-a facturat înainte de a face un serviciu pentru școală. Nu, poate nu știți, școala are bani din prețul, din... Costul pe elev. De acolo, spuneați și cadre, de acolo și abonamentele, și curentul. Am mai venit după povară gunoaiele la școală, de la primărie. O de referitor la gunoiul? Sunt de ședință, vorbim. Referitor la plata gunoiului de către el, nu m-am opus niciunui contract. N-am făcut nicio presiune asupra prestatorului. Nu i-a spus dumneavoastră directorului că dacă nu renunță la contract, nu-l mai lăsa să facă servicii barabar? Nu. Fără niciodată nu știu nimic, zi, domnul primar. Nu, da, n-am mințit niciodată și nu minci acum. Vă arăt dovezi. Atunci când s-a făcut procedura de... Totdeauna v-ați opus oamenilor din comună. Par oameni v-ar fi ales. Nu, nu m-am opus niciodată. Nu, nu, din contă. Vă dau multe argumente dacă vreți. Nu cred că sunt adevărate. Da? Continui cu plata gunoilor de către elevi. Deci atunci a fost un act normativ care reglementa clar ce și cum se plătește. Care era formula de calcul. Deci nu a fost opoziția mea. A fost legislația în vigoare. Vă reamintesc că într-o ședință din noiembrie 2014, domnul primar, prezent aici în ședința de Consiliu, a spus răspicat, era secretară doamna Chefană. Primăria se conduce după bunul placa primarului și a consilierilor. Fals! Nu există așa ceva. Primăria se conduce după reguli, după legi. După legi. Nu după mintea lui. Mintea lui nu era primăriei, în altă parte. Domnule Vădatu, când a avut afirmația asta în ședința de Consiliu? În noiembrie 2014. Consilierii vechi, m-ați auzit bine, vreau să fac asemenea afirmații într-o ședință de Consiliu? Vreți să vă auziți? Dacă vreți, vă aduc eu Nici măcar într-o discuție... Măcar nu aveți bunul simț să recunoaște. Spuneam greșit, ca să am nici măcar într-o discuție privată n-am putut să... Aici, în Consiliu, era doamna secretară, ar fi putut să vă tragă din mânecă. Nimeni, niciun consilier măcar n-a avut o poziție. Păi, când m-au auzit, asemenea expresie din gura mea. Deci nu, asta... Au rugat și să vă aduc dovada. Să văd dacă mai puteți să recunoaște, dacă nu vă rușinați. Nu, dar n-am ce motiv să mă judec, pentru că eu n-am putut să fac așa afirmație. Eu totdeauna am spus aici, și am spus și în sat, și la oameni care vin în audiență, că spune că primarul este cel mai numărul 1. Păi lăsați să vă răspund. Da, că primarul este numărul 1 și face ce vrea el, spun oamenii, și eu vin și spun nu, primarul face ce spune legea. Deci primaria nu conduce primarul, ci o conduce legislația.
în vigoare. Deci asta o spun la toată lumea care vin și cer tot felul de adeverințe pentru a-i avantaja sau obține niște avantaje într-un fel sau altul. Eu totdeauna am spus, nu poți să-ți dau adeverință cu toate că m-ai votat, cu toate că poate nu știi mai bine, cu toate că ești prietenul meu, nu poți să-ți dau asemenea adeverință. Cum a fost cazul și săptămâna trecută, mă rog, dar vreau să-i înșir, sau dacă vreți să-l înșir, vin că dă-mi adeverință că am trăit în concubinaș cu nu știu cine, că dacă îmi dai adeverința asta mă duc în Italia și eu o pensie de nu știu câte zeci de mii de euro pe lună, în urma unui deces. N-am putut să-i dau adeverința asta și am spus că nu eu fac legea, în comună și legea conduce primăria. Deci nu puteți să-mi spuneți mie că am făcut afirmații genul ăsta. Comuna... A, nu, nu, nu. Deci să nu mă opriți. Și vreau să-mi notați, domnul secretar. Poate că... După aia o să când, când mă recunoaște. Arată ca după o parteneriat în comuna asta. O lucrare, o investiție cu fonduri europene, jarnică. Eu nu am caz de apreciere tehnice. Că betonul n-are cât, nu știu cât ciment, că ăla n-are cât, nu știu cât bitum. Dar deja betonul începe să se ducă. S-a coșit, s-a făcut chiar găuri. Betonul pe marginea asfaltului. Asfaltul se crapă. Lucrările nu merg. Nu vă mai spun de stația de epurare care nu funcționează. Când ar trebui să fie dată în folosință această lucrare? De-acu 2 ani. Păi nici măcar nu e în statul de recepție. Eu m-am aflut într-un litigiu cu primăria. Pentru că domnul primar este vinovatul cel mai mare aceste lucrări. Și vă spun trei motive. Una, i-a dat lucrarea care nu a fost corectată la licitație. I-a dat-o personal. A fost dată cu dedicație. A primit amenea 2 miliarde pe care îi plătește comuna. Banii noștri din sat, din comună. O rușire mare. Ba nu este adevărat. N-ați primit domnul primar da. Amendă? Da. La comună? Da. N-ați pierdut procesul după contestații? Cine plătește amenda de la primărie? Consiliul local. De ce? Dumneavoastră să o plătesc. Dumneata ești vinovat. Puți-i pe cea care că ți-a dat bani cu plicul. Pe el, aici pe hol, la primărie. Păi să vede lucrarea proastă pe care a făcut-o. Pe lucrarea proastă? I-a tolerat-o. Eu nu i-am tolerat-o deloc. Dacă eu toleram, era recepționat. Da? Deci... Tocmai ideea, când ai tolerat, de la început, ați plătit niște de șantier de banii primăriei. Ce-au făcut niște de șantier? Păi s-au ocupat. Păi să-ți plătească lucrarea. De aia a fost plătit. Păi probabil că așa se va întâmpla în momentul când vom ajunge la instanță. Deci eu nu i-am dat, nu i-am plătit banii de garanție de bună execuție. Eu sunt ăla care m-a făcut deschideri dumneavoastră la primărie, că lucrarea nu este bună acolo, în poartă. Mi-a spus tubul ăla care mă deranjează, mi-a spus foarte mult rău. A smițit până și prefectul, fără nerușinare. Am scris la dumneavoastră, prin rutie pe care. De ce ați smițit? Nu l-ați apărat pe Ganea? Nu. Pentru că ai primit el în șpagă. Nu, n-a scris de la explicația. Nu, asta e o afirmație noastră, pe care o faceți ca noi vizuale, eu văd că nu am dovezi dacă... Păi da, dar se băga aici, că am înregistrare, păi dacă a spus omul că i-a dat plicul cu bani... Aveți grijă că... Și acum e înregistrare și... Cum ai de-aia, spun ca să știi lumea în ce țară trăie. Omul, dacă ar fi dat spaga asta, ar fi spus-o altcuiva, nu aici și nu dumneavoastră. Da? Deci dacă eu i-ar fi pretins lui spagă, el ar fi... Dar el a spus aici pe hol. Eu am înregistrare. Dacă vreți, vă dau. Încă nu mă interesați prin înregistrare. Folosiți-o la altă instituție. Nu mă interesați. Eu știu că nu am luat. Arată ca după bombardament. Trei școli. La Teiuș, la Schit și la Drăgușani. Dărâmați. Fără geamuri, fără garduri, fără absolut nimic. N-aveam un cămin cultural în comuna asta. Nu s-ar fi putut da. Să se repare, măcar la străbani. Că zic așa, e ca mijlocul satului. Pentru o pomană, pentru o cumătrie, pentru o ședință cu oamenii. Să vă răspund? Spuneți, domnul. Dar deja la strămoare am început cu reamenajare, să zic. Bă, nu spun o dată undeva într-un scop comercial, să facem un magazin. Magazinul avem în comună, faceți ceva pentru oameni. Domnule Pădatul, lăsați-mă să vă răspund. Domnule Pădatul, nu să scrie nimic din ce spuneți dumneavoastră. Calm, puneți întrebarea, așteptați răspuns dacă mai aveți. Deci acolo direct, pe 8-12 ani, am dus cu ceilalți la ajutorul social. Am făcut curățenie exterioară, toaleta copaci. Ce a mai rămas din gard, câteva scânduri, le-am numerotat, le-am inventariat, le-am pus în clădire. Un domn cu inițiativ, un domn consilier sau fost viceprimar a donat din banii personali niște bolțari. Am izolat sau închis geamurile dinspre partea de spate, la pălău, pentru că pe acolo se intra, de la stradă nu observă nimeni. Am început să lucrăm la pereți.
Noi lucrăm acolo. Cred că arată mult mai frumos acum decât era altă dată. Domnul Vici, până schimb, acum, de când nu mai sunt pe Pila, domnul primar trece în fiecare zi pe lângă școala asta. Cel puțin de două ori, odată încolo, cel puțin de două ori. Nu-i doar domnul primar. E adevărat că mergi cu mașina primăriei. Nu-i devină doar domnul primar. Nu. Și eu vreau să aduc o completare aici. Vreau să vă spun că aceste școli nu mai funcționează din cauza lipsei numărului de elevi. Eu am început să fac demersuri de schimbarea destinației lor. Lucru care costă foarte mulți bani pentru fiecare școală, că trebuie ridicări topul, că trebuie expertizată. Și ce mai greu și mai greu este de obținut avizul Ministerului de Resort. Am auzit din altă parte și de la așa, dacă există pe masa Guvernului o hotărâre de Guvern care va simplifica cumva această schimbare a destinației, să rămână doar la atitudinea Consiliului Local. Deci Consiliul Local poate lua hotărârea de a schimba destinația școlii pe o perioadă de timp în a fi, nu știu, un centru de after school sau un centru social sau altceva. Deci lucrurile astea nu au fost așa că am trecut lângă școală și nu le-am văzut. Eu nu circul cu mașina primăriei decât în cazuri foarte rare, domnule Bădatu. O țineți numai acasă, o țineți, domnul primar? Nu sunt deloc numai acasă. Vă rog, domnul președinte, propun. Vă rog frumos să puneți spre aprobare inscripționarea mașinii. Că eu vă adun și poze cu niște persoane care nu ar trebui să dea mașina primăriei. Și în anumite locuri. Spuneți concret dacă ați spus ceva. Vă aduc mașina primăriei va rămâne la mine peste noapte, doar în caz că am venit de la București, mercuri seara târziu. Domnul primar, odată, dar nu vreau să vă opresc puțin. În urma deținerilor de pe telefon, prin SMS, chiar și cu pasmi, cum am avut conversații, să avem benzină de rezervă, pentru că dacă se ia curentul sau cei de la Răcăciun nu pot să ne ofere combustibil, că și ei să legați cu noi, și atunci chiar spunem, cineva trebuie să ia dasterul să fie pregătit pentru intervenție. Cum a fost și cazul din luna a patra, când s-a tras cu el sau s-a deblocat drumul în zepezit. Și atunci aveam curtea de conturi, chiar discutând o primară, zice, domnul de la curtea de conturi, dacă veneați în anul următor și vă spuneam că noi am dat buldo sau am intervenit pe drumul județene cu utilaje, spuneați cum, sunteți nebuni în luna a patra. Domnul Lovice, mă scuzați-mi. Poftim. Primăria nu este casă de benefacerea primară, pentru interesele personale. Eu v-am spus cum stau lucrurile, că așa din exterior, da, poate și mă și pe mine. Dați-mi și mie, și eu m-am primat cu așa. La munte, mi-o dat? Pașină, da, spun și eu la munte. A mea personal nu dau. Nu, pe-am tot pe primărie. Dar nu cred, dar nu ia nimeni mașina. Păi nu e, adică dumneavoastră, păi de ce? Dacă vă referiți că am fost cu dasterul noi, eu cu domnul primar, invitați de un stare de mănăstire, da, dar din partea primăriei. Nu este adevărat că ați folosit mașina în alte scopuri decât cea a primăriei? Nu, doar dacă am fost la Bacău și veneam de la Bacău și mi-a luat și comunia. Da, dacă am venit la Bacău și mi-a luat și copilul, dacă am venit la Bacău și mi-a luat și soția, da. Am fost la Iași și m-a rugat domnul Buc să-i aduc fata de la... Facultă. Da, dacă eram în Iași, ce-o costat primăria sau ce-o pățit mașina dacă i-am adus pe fata domnului Bucă până acasă? Eu fiind în Iași, nu-mi interesează nici. Asta e domnul Bucă, asta e accidental, la 50 de ani. Dar nu pot să spun că... Dacă mi-a spus, ați venit Moldova cu familia? Eu l-ați venit Moldova cu dasterul? Da. Vreți să vedeți în poze? Nu. Data viitoare, domnule Bădator. Vă rog frumos, dacă mai aveți ceva de completat, cu probe. Vă duc poate. Domnul consilier, dacă nu mai avem nimic de discutat, domnul primar trebuie să ajungă la Bacău. Propuneți pentru domnul președinte. Propuneți cu instituirea mașinii la datului consilier. O să avem în vedere să înscripționăm mașina. Deci, mă doare mâna acolo să spuneți că... Eu sunt secretar. Scriu că ia primăria comunei Paraba și gata. E serizor, e mai bine. Da, e mai bine că vede lumea că vine domn primar și vine domn secretar. O să facem și pe asta. O cunoaște toată lumea. O cunoaște toată lumea. Da, o știu. Sare în ochi. Domnilor colegi, eu am ținut primăria, deci când am venit la primărie în 2005, mi-am luat o mașină. O mașină Dacia Logan cu rate la bancă. Vreau să vă spun că din 2005 până în 2000, când am fost niște de 2013, am depus proiect pe Agenția Fondului de Mediu de a putut să luăm această mașină. La data aia fiind restricționați cumva din noi de 33, parcă care nu ne dădea voie să achiziționăm mașini, mobilier, telefoane, decât dacă eram o instituție nouă înființată.
Programul a durat până când am luat mașina încă un an. Deci din 2006 și până în 2014, tot ce a fost problema de primărie a fost de mașina mea. Deci mașina mea, Roganul ăla care a rămas pe dreapta din cauza că are ceva în doar kilometri în ei, marea majoritate au fost făcuți pentru interesul instituției și nu al meu personal. Pentru că eu nu mă duc, nu-mi permit să mă duc la mare, nu-mi permit să mă duc la munte, doar cine știe ce pe la câte un coleg dorm pe la un canton, fără apă, fără lumină. Dar aia e și plăcerea mea. Nu știu dacă chiar așa mi-am luat fetița odată de la școală sau mi-am luat odată soția de la servici și am adus-o până acasă, am făcut o mare de favor primării. În comparație cu cât favor am făcut eu primării cu mașina mea și cu carburantul meu. Dar nu obligați pe domnul primar să faceți favor primării. Ba da, m-a obligat. Nu obligați să fiți primar în primul. Mergeți pe jos. Mergeți cu bicicleta. Nu, pentru că trebuie să semnezi contract. Era la Iași. Dar nu la Onești, v-am zis că să faceți față de la Onești. Când era la școală la Onești. Vedeați cu mașina de la Onești, că nu-ți fața. Aduceți probe, domnule, vă dată. Uite, ai fost o dată și la Onești trecând. Fără discuții. Dar tot cu întâlnirile de servici. Mai am și dreptul de făcut, dacă domnul președinte, dacă mai are ceva de spus, mulțumesc frumos. Am ascultat și ședința dumneavoastră, mă bucur pentru ce li-a expus aici. Mă bucur și pentru domnii consilieri care au luat cuvântul, care și-au avut o opinie personală, pentru că ăsta-i rostul. Nu cum vă numesc, nu vă cunosc. Eu te cum mă cunoaște rău. E sigur că nu... Sunt consternat așa, pentru că unii dintre consilieri, văd eu așa, nici nu... Nu-și cunosc pe, cu adevărat rostul de consilier. În fine, nu pentru asta am venit eu aici. Eu am venit să vă spun că cu apa e o problemă deosebită în comună. Am înțeles că nu-s bani de investiții pentru o pompă sau e prea târziu acum. Dar nu a fost prea târziu să se profileze drumul pe dealul Boului sau pe dealul Drăgușănelui. Nu a fost prea târziu să se facă drum sau să, mă rog, dacă îi putem spune drum pe izlazul de la Rădoaia, sau s-a făcut în termen să poată fi finanțat, și zic eu, și Consiliul Local e la fel de vinovat ca și noi cetățenii, ca și primarul, ca și viceprimarul, ca și nu știu dacă ar trebui să fie cineva vinovat, sau suntem cu toți vinovați pentru că ajungem la sfârșitul anului. Și dacă se străcă pompa, nu mai este Valentin Vici să o ducă pe schinarea lui la reparat și stăm câte o săptămână să plătim aerul. Oare n-ar trebui să ne gândim și la asta? Zic eu așa, am ajuns aici, nu se poate finanța, nu mai este timp. Noi, tot anul nu a fost. Parcă zic eu că consilierii locali ar trebui să se gândească la bunul mers al comunii. Poți să răspund la apă? Da, cum să nu? Da, deci pentru problema pompei de apă, vreau să vă spun că noi am avut rezervă, deci pompă rezervă, în momentul când s-a luat, am montat-o, iar acea pompă care a fost în puț este la reparat. Da? Are, nu știu, prin sărbători, e posibil să o avem gata, poate gata așa cu. Dar n-am mai avut timp cu drumul meu în București, Iași. Domnul primar, eu țin mult să vă fac vinovat de chestia asta. În primul rând, eu chiar mă refer la consilieri câți vinovați, pentru că nu știu dacă toată grija ar trebui să stea pe umerii dumneavoastră. Nu asta vreau să spun, uite, Dediu e vinovat că n-are pompă. Nu. Trageți diuric pe aia care i-ați votat. Problema este a Consiliului Local. Nu, o să răspund și eu, domnule președinte, o să răspund și eu. Chiar vă... Deci, vis-a-vis de asta, noi, chiar dacă ai auzit un pic astăzi, sunt încep lucrări la al doilea foraj ca să fie apă. Deci am aprobat în Consiliul Local suma necesară. Crezi că al doilea foraj rezolvă pompa asta care nu-i? Dar n-am auzit cât pompă este. Păi, și de ce stăm câte 3 săptămâni fără apă? Păi, dar nu din cauza pompii. Asta de atunci, când am spus pompa din puț. Dar atunci când o duc la casă? Aveai pompa din rezervă. Păi da, dar pe problema și tu s-a mântuțit... Aia ceva, deci nu din cauza pompii. Deci nu era din cauza pompii. Dar avea cum pompa a fost din rezervă. Și acum e la reparat, o să fie oricum. Foarte bine. Eu pentru asta am venit pentru că să... Nu știu relevanța drumului de pideal. Pot să vă răspund? Da. Noi trebuia să facem anveloparea bazinului. Pe timpul de vară, când e caniculă și nu avem suficientă apă, domnul primar și cu conducerea, să zic,
Ne-am gândit să fie apa de dimineață în primele 3-4 ore și spre seară, când se întorc oameni, servicii, câmp diverse, să furnizăm apa. Automat, Luganul, sunt niște costuri care trebuie să mergem, să dăm drumul, să deschidem, să închidem, să ținem sub control sau urmărim. Și acum, dacă trebuia să vină societatea să repare, să anvelopeze, pentru că și cei de la SEGEA sau de la toate instituția respectivă, ne-au solicitat să remediem defecțiunea sau starea bazinului. Dumneavoastră mai puțin. Nu aveam cum urca. Dumneavoastră mai puțin, dar cei din Consiliul Local, în special și chiar domnul primar, s-au uitat pe unde e profilat drumul care e făcut acum? Acum la ce vă referiți? Ce zonă? Pe toate suprafețele proprietarilor, deci nu s-au urmărit drumul preexistent. Utilajul a mers exact pe drumul care l-a găsit. Nu. Nu e deloc pe drumul care l-a găsit. Vreți să spuneți că ați făcut asta? Dar la ce punct de referi? Da, și la vasele pintirii pe luțărna lui, și la mine, pe proprietate, la mine. Și pe... Dar unde zici? Unde începe, se termină via lui Pișcu și urcă chiar acolo la lutărie. N-ar nicio legătură. Și s-a dus utilajul în golul de bazin? Asta e în golul de bazin? Nu. Cum nu? Dar ai făcut pe de la Rădoaia și până acolo? Acolo răcurește stâmpul, da. Deci dacă ai făcut pe acolo, ai făcut prost. Păi foarte prost, nu că e prost. Dar ai făcut utilaj și ai făcut utilaj? Da. Cum să nu? De mașini, de căruțe. Hai, nu mai dracu, confundăm crederul cu bicicleta? Crederul a fost până la bazin, indicat. Păi acolo unde spune lui... Dar la mine pe bucată, la mine cu ce-o trecut, cu roaba? Și nici dacă nu se E trecut cu roaba? Dar cum punem căzăta? În spatele casă. La mine. Eu sunt mai departe de bazin, domnul primar. Da, știu, da. Eu locuiesc la schid față de bazin. Da. Și o ajuns acolo. Tocmai. Și nu mai cu ajuns acolo. Adică, n-are nicio relevanță. Era drum preexistent. Adică să vrea un negociat? Da. Unde ești cu levata? Doamne ferește, parcă stau la Craiova. Acolo unde locuiesc, e clar. Dar nu aveți să-ți caute întrebări. 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 Exact. Nu aveți să-ți caute întrebări. Prin Salcumărie n-a trecut acolo punctul de la deal de Stelic Andrei, să-mi zic chiar. Așa. Deci n-am avea. Grede nu trebuie să-ți caute acolo. Acolo trebuie să te duci cu ferestor mecanic înainte să... Ar trebui făcut. Să ajungă la tei, că pe acolo ai făcut drumul care iese la dracu, la Ciușmea. Și-o trecut grea drumea acolo? Doamne ferește, domne, ce vorbi? Dar domnul vițin nu știe, domnule, ce vorbi? O trecut așa din capul lor. Mai bine trecut și pe pământul oamenilor, deci nici nu au urmărit drumul. S-a dus, mai așa? Dar n-ai grijă de zi, bă. Acolo unde zici până la ajutor, am văzut că vor luați căruțele înainte, dar nu am văzut de la ajutor sistem. Dar drumul ăla e vădătorit pe alături, că era o problemă acolo de groapă și e de mult. Domnul Vici, hai să ne înțelegem. În momentul când duci grederul sau un utilaj care să facă un drum, îl duci tocmai pentru că drumul nu-i bun. Și nu era bun. Păi, de asta nu au putut să treacă pe drumul vechi, era accidentat și l-au făcut pe unde era bun. Nu mai înțeleg rostul autogrederului atunci eu. Repar ceva ce-i bun sau repar ceva ce-i stricat? Dacă zici acolo unde iese drumul ăsta, în biserică, în drumul diavolului, ce vă zic? Deci drumul care iese din spate în biserică. Și iese în drumul diavolului, da? Acolo, căruțele, o devea drumul adevărat și o luată pe alături. Dom'le, dar nu-i singura bucățică. Eu n-am venit acum să încerc cu pescă cu vii. Știu că grederul nu a văzut și scaut de la bază. Vorba e că e făcut fără niciun rost. Era drum preexistent, era drum circulabil, cu căruța, cu mașina, cu tractorul. Și nu văd rostul investiției. Asta am vrut să spun. Plus că e trecut pe suprafețele mea, a ta, nu știu cui, care, sub ce motiv, tot habar n-am. Așa? Dar nu e așa că noi am făcut doar la bazin. Noi n-am dat voie să meargă la deal. Eu vă conduc personal. Mie personal. Și răspuns să aștept de la consilieri locali sau de la autorități locale? Răspuns la chestia asta. De la cine aștept răspuns acum? De la Consiliul Local sau de la autorități? Până am aprobat tot. Păi de la consilieri, nu? Dar nu noi am pus... Păi nu văd să vină un utilaj în comună. Noi nu aprobăm... Hai să înțeleg. Nu? Atunci cine cheamă? Nu. Deci nu, noi nu aprobăm... Cine plătești bulbă, cea la dracu-i... Domnul Părinte, noi Consiliul Local nu aprobăm să meargă undeva anumit. În opinia. Noi aprobăm, nu știu, fondul să facă drumul ăla. Pe unul stabilește... Exact. Ai spus foarte bine, mă bucur. Eu spun așa. Consiliul Local a aprobat să se facă, să se profileze drumul sau să-l refacă sau, mă rog, nu știu cum... Sau acordat niște bani pentru drumul, în general. Bun, foarte puțin. În momentul când tu cu mine mă plătești,
Să da, fac da. Hârtia asta. Corect. Nu se verifici. Păi, da, dar nu treaba autorității, nu poți locat. Nu, ai pus să... Nu, am asta vreau să... Eu asta, nu mă să-i stii găsesc pe tine vinovat. Da. În momentul când vă aprob ceva și cheltui o sumă de bani, nu verifici pe ce? Azi, domnul Burcoș, dacă ai timp și poate din sărbătorile, ia legea 215, să vedeți care sunt atribuțiile consilierului local, a viceprimarul și a primarul. Exact, da. Eu n-am venit să fac pe nimeni vinovat, v-am explicat din urmă. Consilierii locali sunt divină. Foarte bine, e foarte posibil ca eu să mă fi exprimat greșit, adică nu eu... Nu, azi am să lămuriți-o. Nu, 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 am spus ca chestie, în momentul când aprob cheltuirea unei sume de bani, sau când spui că n-ai pentru altceva și de fapt o dai aiurea, nu-i cu acordul Consiliului Local? Păi aprobăm, dar vine la verificat și semnăm procesele verbale. Cine a semnat procesul? Ba, cine a făcut carnet? Păi asta am vrut eu să sesizez, nu se găsesc un vinovat. Domnule, pot să vă răspund, banii au fost foarte puțin anul ăsta. Domnul Vici, când erați dumneavoastră, ce sumă aveți alocată pentru drumul de profilare? Tot domnul Costică, nu am vorbit dumneavoastră. Nu cumva a fost o diferență cam mare anul ăsta la mine? N-a mai fost aceeași sumă mare. Au fost și mari drum, când au fost mai puțin, mai mult depinde. O variază sub o variază sub este de ce eu, la mine am zis că e mai puțin ca la dumneavoastră. Domnul Vici, ca să fiu mai clar, să nu credeți că am venit intenționat să jignesc pe cineva sau să-l găsesc, nu să-i vinovat, că nu asta e interesul meu, problema asta. Drumul de Sătești, drumul pe care e excregabil. Dar se profilează drumul de pe deal. Sunt cetățeni care ne-au cerut să le fără... Păi de mine mea, în Răgoaia nu poți merge nici cu bicicleta. Dar să faci drum pe izlaz. Nu, domnule. Adică, mi se pare așa o contradicție în față de realitate. Domnul Burgoleci, când a venit, și... vă rog frumos să-mi răspundeți, când a venit creierul pe drumul de Albe, spre bazin? În fiecare lună, în fiecare semestru a anului, sau după campania de recoltare din septembrie? Că atunci era și interes. Să știu oamenii. Înainte de campanie. Era drumul mai insistent. După, era interesant. Era de interes major, după, da. Acolo ar mai trebui făcut cu buldul nostru. Buldul nostru? Opa. Ce făceai cu buldul nostru tu, domnul Ovidiu? Păi nu l-am avut. Nu l-ai avut și nu l-ai avut ce făceai cu el. Păi cum mergea? L-am avut China? E, nu mergea o zi. Dacă tine a fost perfect. Vă semnați cu tine, dar nu eu pe fața. Tine a fost perfect. Vederul a ajuns pe drumul dealului dintr-un motiv pe care mi le explic eu, dar nu trebuie să treacă de bazin. N-a trecut de bazin. Ce spune domnul Gârgoriț, asta se întâmplase la intrare aici, pe deasupra lui Ticăi Chim, ca să prezideți așa. De da? Deci drumul nu o să meargă pe traseul drumului, curată pentru lucernă, pentru pământ, al lucerului piloi, pentru cine știe gelul piloi. Da, deci când mă uitam pe ortofotoplan, drumul era acolo. Vine Dumitru Rudeniu, care muncește pe contul pe acolo, e problema lor, și spune că are drum. Da? Dar de fapt omul nu arat drumul. O arat pământul lui Piloi. Mă duc să încep să port o discuție cu Dumitru Rudeniu, Dumitru, dar ai ajuns să arat drumul, îți ajunge pământul lui Piloi. Eu n-am arat drumul, eu am arat pământul lui Piloi. Așa se întâmplă, da? Și bun. În continuare. Bun, partea se lea cu budul. Mai fost făcut-o, dar cu budul, s-a putut. Ei, acum, da, drumul vechi era, nu aveai ce să-i faci cu budul. Olea, n-aveai ce-i faci. Și atunci m-am dus acolo și am găsit prin Dăchel, prin tinei care are pământ pe acolo. Băi, dar dați-o mie, pentru că nu-mi fost drumul... Care-i drumul mie? Drumul la vie. Da. Și a trebuit creierul să ajungă acolo, plus că a trebuit să avem cumva o cale de acces la... La puț. La bazin. La bazin. Am avut un incendiu în vara asta de vegetație acolo, un incendiu de amploare, care o... Voi, prima dată. Că a fost destul de mare, cu... Apel 112. Au venit cei din ajută, au urcat și n-au mai putut să ajungă acolo. Nu mai pot să ajungă acolo. Și-a mai stâns incendii acolo, zona bazinului, și ani. Am luat pompieri în mașină și m-am dus cu ei acolo. Pompierii cu lopezi de alea de cauciuc, care le folosesc la incendii în vegetație, i-am luat mașină și i-a dus acolo. Mașina nu trebuie să mai vin după noi. Și o zonă, puniți mașină pe față să acces. În primul rând trebuie să am acces și la bazin. Da? De un incendiu de pădure sau de vegetație uscată de dealul acela, e n-audiune alimentară. Ca și la Teiuș, am folosit două variante de acces la bazin. Poate pentru unul e părut ciudat atunci, dar acum dacă se strică drumul de la Larică spre, mai puțin Ariel, cam vreau să te laud, dacă se strică drumul de la acces
principal, putem să facem da, al doilea. Nu fost varianta ca Vedel și meargă în golul. Sunt niște cetățeni de la gola băie care au bine pe acolo și tot timpul mă nebunea să le fac drumul. Că e vorba de drumul care coboară pe din spate, la fundă. La... Drumul e practicabil. Deci drumul e practicabil. Domnul colegi are dreptate cu drumul de pe Israz. Drumul de pe Islas, vă răspund, pentru scoaterea lemnilor pentru primărie, care sunt acum și crepate și aranjate. Domnul Drugă ne-a solicitat să poată să livreze și el lemne către populația comunei, să facem accesul spre drum. Și mai mult, cei care l-au în administrare acolo, au și specificat, domnule, oamenii folosesc iarba, gazonul, pe alături. Veniți și faceți și dumneavoastră drumul. Păi, și au fost 20 de ori. S-au făcut drumul? Da, s-a făcut drumul. Păi, dar tot pe iarbă să cer. Tot pe iarbă să cer. Acum și cine să facem paznic? Noi, eu, domnul primar, îl lasă să mergem. Referitor la... Domnul primar, vă întreb. Am avut o discuție cu pădurarul. Da? Și am zis, băi, nici eu nu pot să-i pămâneze pe toți, pentru că eu stai acolo, în colțul pădurii. Le spui la toți să nu mai facă... Mai grave că scot lemnele pe... Am discutat și asta, l-am oprit, drumul e drum, e drum de exploatare, da? E drum de exploatare a pășunii, este în întreținerea noastră. De asta am insistat să-l fac lat, ca el să poată și să spună bușteamul pe marginea drumului și nu să-l duc în sari tot dislazul cu el. N-am fost mulțumit totalmente de cum lucrează el acolo, am avut o discuție și ieri cu el și am spus că nu-mi place, nu-l mai împurește așa. Cu bol și cred. Scoate arborul întreg, din care ciri foc taie și rămâne trunchiul acolo, o poțiune goală. Dar domnul primar, ieri a la o poluție și a cerut pe Ridroc să vină să strice lemnul cât mai repede de acolo, că nici noi mai avem mult lemn de scos. Dar trunchii aia bun, cine ia? Că e treaba noastră. Cine pozi pe el? Dar mai mult, domnul Ovidiu, vreau să trebuie să-și facă drum de exploatare cu pădure. Cei de aștia de la Ocolosezi? Da, pădurii și locul din noi treabă pădurea lor. Păi și dacă trece, nu trebuie să aibă și aprobarea noastră când trece. A, pur, nu trebuie să facem o hotărâre să plătească pe drumul ăsta, că nu pierde tot. În momentul când ai stricat drumul, repară, doamne. Înapoi, repară. Poți să faci, mai faci, că trece pe drumul. Primărie. Gata, tot ce, pe cât ce, avem interzi. Domn Viorel. Am stat de vorbă cu primarul de la Goiceanu. Au pus bariere. Și-au restricționat pe agenții ăștia economici care s-au dus la păduri. Unul dintre agenții economici, fiind un om pe care eu îl cunosc și îl cunoștea și el. Se spune, bariera pusă, spune, sună la numărul de telefon ca să deschid bariera. Deci oamenii nu stau cu camerele acolo și stau pe ori două până când răspunde acel om de la telefon, fiind pasnic cu primării, și primarul, nu știu ce om are el acolo, stabilit să vină cu chiar. Și le-a cerut o taxă. Deci le-a cerut o taxă pentru traversarea drumului de exploatare și comunale, la care ăștia au plătit tot, dar au dat-o în judecat acum. Domnul primar, eu am vrut să vă spun despre drumul de la Rădoaia de Pinisar. Și are dosar de drum pentru construcționarea proiectului. Ai voie să-i pipi, proiectul de hotărâre? Eu mi zic, dar nu a fost pentru drumul. A fost de cumpertarea suprafeții cu ea. Va mai povestit cum trebuie. Deci proiectul de hotărâre poți să-l dai în baza expertizării. O nimica. Deci este pierdut că nu își pune bani ca să se scrie. Aștronajul pe funde, care acceptă drumul. Da? Și dacă drumul nu suportă mai mult de nu știu câte tone pe o zi, da, și atunci trebuie să-i demonstrezi transportatorului când depășești masa totală. Masa totală. Cum îi demonstrezi? Cântar. Facem un cântar. Nu, asta e. Nu se ajunge la cântar. Dar, de exemplu, dacă acolo Silviu trece pe proprietatea primăriei, practic, pe drumul ăla, doamne, ai acces. Nu-i proprietatea primăriei. E a Consiliul Local. A Consiliul Local. E drum de exploatare. Da. Ai acces acolo. Cu condiția, vezi drumul cum arată? În momentul când ai stricat că reîmpari. A doua rând mai treci pe acolo. Le poate pune poliția asta, nu e o problemă. Păi cum să nu? Sau când se scoate, e uscat. Nu când e plouat, când e moare. Când e uscat. Nu știu ce așa, nu mai mergi cu tractorul pe el. Da! S-o decoperta suprafața cu iarbă, s-o răsa la pământ viu, în urma trolilor, a tractorului, așa, interviu. Îmi pare rău, am băștere cu mașina pe el. Era înghețat, nu? Nu. Hai, domn primar. Nu, era el la 3. Domn primar, eu am fost pe drumul ceapă. Eu nu vă spun, adică am auzit eu sau mi-a spus tata Floare. Drumul de la Bosnă cu Mădure. Nerea Vasile, ne-am găsit acolo? Dar nu era drumul făcut.
Deci eu am fost personal și eu vă spun, impracticabil. Pentru că era normal să fie așa. Era normal, da, după. Era normal să fie așa. Cheltui niște bani care îi dăm degeaba. Și nu se poate face drumul la schid, drumul prin Rădoaia, când, domn primar, ai fost acolo. Dă-i mai mult de 20 la marșă de prin Rădoaia. Că riști să vii, să vii cu pe, ca Fred și Barbie. Aici mă repet și mă repet, dar nu știu câta oară drumul Rădoaia este drumul județean. Eu vreau să vă întreb personal, Rădoaia face parte ca și sat din comuna Paravat. De acord. De acord. Dumneavoastră nu faceți drumul județean, faceți drumul din satul Rădoaia. Să se opună cine vrea. Și poate din drumul județean. N-ai voie să intervii. Mai băgăm noi puterajul nostru, că de leacă, nu-i greu, dar n-are ce să-i faci. Cicuță, la fiecare ședință ridic problema. Eu nu spun, Dorel, că n-ai face-o, sau nu spun că cineva ar fi de rea. Eu zic că se poate tot să faci ceva. Să ne dea un credit să mai băgăm niște bani la asta. Eu zic că nu se poate. Eu zic că nu se poate. Vai de mine. Nu există așa ceva. Chiar în bătaie să joc. Rădoaia. Referiți la drumul. Da, dacă s-o atenuă discuții... Domnul Vici, ați o întrebare. Cine gestionează conturile Facebook la Comuna Parava, Primăria Parava? Mai multe persoane. Domnul Vici, domnul Vici. Rugați-l pe ceilalți care gestionează, care au acces la cont. Și nu ne mai șteagă opiniile și comentariile. Nu ne fie și nu chiar ce fac. Dar nu mă... Stai puțin. Vorbește tu, domnul. Păi, eu am comentat ceva și a dispărut. Chiar nu aș vrea să dispară, eu chiar vreau să văd comentariile. Păi chiar aș vrea să văd că vreți dumneavoastră. Nu, dar nu vreau. Chiar pentru dumneavoastră, știi sigur. Nu e nicio problemă. Dar chiar al domnului m-a rămas. Atunci trebuie să fie o singură persoană, dacă... Nu sunt eu cu adresarea contului, la mine dacă văd ceva pot să șterg din contul meu și cu asta... Dacă are expresii vulgare și asta, da, tot trebuie să le știa. Domnul Tribașa, vreau să spun pentru expresiile vulgare. Eu nu sunt cu bani Facebook, dar faptul că trebuie să dăm anunțuri de gen... cadastru tematic, de gen... nu știu. De lângă cele opuse la vize? Am făcut contul ăla de vize. Da. Eu nu stau pe Facebook, nu urmăresc, doar când și când... Să-și exprime părerea doamnelor funcționare, o parte din ele, nu le băgăm, dar două, trei, așa în fine. Cine candidează, se înscrie în posta electorală, ce studii are, de unde vine și de a cui este și așa. S-au bătut apropo, eu am văzut și se m-a dat accent. De ce nu mi-a dat accent? O fost din primării angajate, știți, domnule? Nu știu, dar nu știu. S-au adresat la adresa noastră. De ce pe adresa așa ceva? Nu. Am avut referință după campanie. Nu, era pe site-ul primării sau... Nu mai. Să discutați și pe culise sau așa. Așa se spune și despre mine, că am furat la bani de la Cania, că am adus cum ajung la primărie. Nu-i frumos, că noi n-am venit aici, nu ne-au pus ele să vină, nu ne-au ales. Dar dacă a avut sânge în vene și a făcut publică chestia aia, trebuia să-mi dea și accept când am vrut, i-am adăugat la lista de prieteni. Că știa cine sunt. Nu mi-am pus alt profil sau era ceva... Ce trebuie să facem noi ca să ajut eu? Nu, păi cine gestionează, cum am zis, domnul Lepădat, cine gestionează contul, să dea și accept. Vreau să mai răspundă, super de vinovați noi doi, poate nu știți să faceți întrebările bune. Dar domnul Ovidiu, vreau să mă întreb și pe noastră, când erați viceprimar, mai era alt drum sau alte drumuri pe drumul principal? De Islas? S-au mai făcut alte drumuri pe iarbă? Când? Când pastorați dumneavoastră funcția. Arătăm niște poze de pe satelit acum 2 ani. Nu zic dacă ne uităm pe satelit. Dar nu vreau poze exploatare acolo, nu am mai mult. Nu, dar arată poate la... Nu știu. Sau bun de excavatorul, făcea așa de multe minuni? Nu m-am dat vreo noastră. Nu am avut. Făceam lucru să fie, că a făcut de zăpăzări, drumuri. Mai arătați-mă. Ai dreptul să facem. Dar noi discutăm de momentul ăsta. Accept ajutorul. Da, accept ajutorul. Da, nicio problemă. Acceptați și ședința noastră s-a terminat și vă doresc un crăciun fericit. Mulțumesc! Doamne ajută! Vreau o consiliere PSD să mai rămână puțin. Am înțeles. Poate vă urmă excelență. Nu știu, șampanie dă-i numai lor. Domnule Bădatul, sunteți PSD, rămâneți, dar...